Bună ziua, am revenit acum, în 10 minute ar trebui, Adi, să aflăm sentința în dosarul Telepatia. Acesta a fost anunțul oficial în urmă cu o oră, și anume că 14 este ora la care ar trebui să înceapă ședința publică, dar nu tocmai publică, în care se va comunica soluția la care au ajuns cei doi magistrați și compun completul de la Curtea de Apel București. De soarta acestei sentințe depinde viața a 12 oameni. Depinde viața a 12 oameni. Această sentință, spuneai și tu, va fi anunțată într-o ședință publică și nu tocmai. Să explicăm din nou oamenilor ce înseamnă asta. În astfel de dosare ne amintim că măcar puteam auzi momentul în care se citea sentința, se citea hotărârea completului de judecată. Ei bine, astăzi presa nu are acces în sala de judecată, nu are acces cu camere. Nimeni nu poate ieși după începerea ședinței. Teoretic, așadar, este o ședință publică. Practic, e o justiție semi-transparentă, așa. Va fi însă acolo, alături de colegii noștri, reporterii de la știri, Sabina Iosub, care urmărește de ceva vreme, direct de la Curtea de Apel București, ce se întâmplă acolo. Sabina, se simte că se apropie momentul? Da, spun asta pentru că a început să fie ceva agitație. Mă uitam în spate, se pregătesc toți corespondenții tuturor televiziunilor, radiourilor și ziarelor din care sunt prezente aici să intre în sală. Vor intra cu câteva minute înainte de ora 2 pentru a se așeza în bănci și pentru a aștepta să intre completul de judecată și să spună verdictul. Sunt acele minute, dacă vrei, de așteptare. Se întreabă unii pe ceilalți, jurnaliștii, dacă s-a aflat ceva, că uneori se mai află lucruri și pe surse, așa cum știm. Nu există în acest moment vreo informație pe surse vis-a-vis de verdict. Ora 14 este momentul în care completul va intra în sală și va anunța ce a decis în acest dosar. Și am vorbit pe parcursul acestei zile că, teoretic, ar fi vorba despre patru variante, ce merg de la achitare, repunerea pe rol a acestui dosar în cadrul acestei instanțe, retrimiterea spre judecarea întregului dosar sau condamnare. Vom vedea exact ce au deliberat cei doi judecători, care cam în jurul orei 1 fără un sfert au intrat în aceste deliberări și iată, la ora 2 vor veni cu verdictul. Asta după ce știm cam cum s-a judecat apelul. Foarte repede, cu audieri maraton, cu respingerea pe bandă rulantă a tot ceea ce a însemnat cerere din partea avocaților, sau mai exact, a tot ceea ce a însemnat cerere care putea duce la încă un termen pentru acest proces. E destul de cald aici, n-am intrat în sala de judecată, n-am avut cum să intru în sala de judecată să văd care este temperatura și acolo, pentru că știm că în acele zile de audieri a fost foarte cald în sala de judecată, s-au luat și pauze mai des pentru acest lucru. Vom vedea exact ce se întâmplă în continuare aici la Curtea de Apel. Așteptăm așadar cu toții, așa cum, gândiți-vă, așteaptă și cei 12 inculpați în acest dosar. Ai vorbit cu avocații acestora, Sabina, în timpul în care te-ai aflat acolo la Curtea de Apel? Nu prea au venit până în acest moment, sau poate au sosit acum de când sunt eu în direct cu voi. Nu este obligatorie prezența nici a inculpaților, nici a avocaților. Unii dintre ei pot să-și trimită doar asistenți pentru a vedea exact care este verdictul, pentru că, de fapt, ei nici nu pot face nimic astăzi în sală, doar să audă cu urechile lor care este verdictul. Și oricum vor primi această minută a ședinței de astăzi. Nu am văzut niciun inculpat prezent. Avocați, cred că vreo doi la un moment dat au venit ceva mai devreme, în jurul orei 12, și s-au retras când au auzit că verdictul va fi la ora 14. Probabil vor sosi în minutele următoare, dacă au decis să vină pentru a auzi cu urechile lor, spuneam. Sabina, îți mulțumim foarte mult. Vom reveni la tine pe parcursul ediției speciale. Răzvan Dumitrescu este în continuare alături de noi. Îți mulțumim mult, Răzvan. Noi așteptăm aici, Sabina așteaptă acolo, avocații, inculpații așteaptă fiecare pe unde se află în acest moment. Da, oare unde așteaptă Traian Băsescu? Nu știu unde așteaptă Traian Băsescu, dar așa cum merg lucrurile, e mai puțin important că Traian Băsescu și încheie mandatul.
așa cum merg lucrurile. Vă spun și de ce. Pentru că mă uit la sistemul ăsta, pus la cale, cum funcționează. Sistemul ăsta e pe bază de oameni numiți care au niște mandate, ce nu pot fi întrerupte și așa mai departe. Sistemul ăsta va funcționa în continuare la fel dacă instituțiile statului se vor face că nu văd și că nu funcționează în continuare după tipicul celor pe care le-am deja comentat și văzut. Și atunci eu mă întreb așa, deci există de pildă, sunt câteva lucruri foarte simple în România care îți dau măsura faptului că ăsta este un sistem creat pentru a fi folosit politic și pentru a exercita puterea politică. Există legi foarte clare care spun că te poți îndrepta tu ca minister de finanțe împotriva celor care greșesc. Exact. Să recuperezi de la ei prejudiciu și să nu plătească de două ori cetățeanul. Acțiune regres. Alminte, eu plătesc o dată leafa aluia care a greșit și mai plătesc o dată și penalizările în urma greșelii acelui individ care rămâne bine mersi și își câștigă și leafa în continuare. Ei bine, aceste acțiuni în regres pot fi folosite și împotriva celor care au dat soluții nedrepte, care au fost invalidate de CEDO și care înseamnă sute de milioane de euro plată pentru statul român, adică pentru noi toți. Nimeni nu s-a atins vreodată de acțiunea în regres în aceste situații. Ori mie asta îmi spune un lucru foarte clar. N-o fac nu pentru că n-au bază legală, pentru că, iată, baza legală există, n-o fac pentru că ar demonta un sistem folosit ca mijloc de exercitare a puterii politice. Cine ar mai asculta de comenzi dacă ar vedea că și plătește? Și atunci n-o fac tocmai ca acest sistem să poată fi folosit în continuare. Și tare mi-e teamă că tot ce a pus acest Băsescu la cale e foarte apetisant de folosit și pentru alții care îl urmează pe tron. Vorbeai despre un sistem foarte bine pus la punct și spuneam și ora trecută că mi-a tot sunat în minte din momentul în care am auzit-o această frază a președintelui Traian Băsescu în contextul discuțiilor despre fratele său. Între impulsul, nu mi-amintesc exact cum a formulat, reflexul. Între reflexul, da. Mulțumesc, natural de a apăra fratele și consolidarea justiției, aleg consolidarea... Da, cu alte cuvinte, am ales eu, în loc să las justiția să decidă. Eu aleg ce trebuie justiția să decidă. Dacă n-ar fi ales consolidarea justiției, înseamnă, nu? Sigur. O recunoaște indirect, ar fi avut niște pârghii foarte clare și foarte eficiente. Are niște pârghii foarte clare și foarte eficiente, pentru că în prelungirea acestei fraze de care ne-a adus aminte, îți reamintesc felul în care se lăuda că a reformat justiția pentru că din pixul lui au răsărit 3.000 de judecători și procurori. Eu i-am pus acolo. Și doar aceea este partea bună doar a justiției, este partea bună. Cei pe care i-a numit el. O informație de ultim moment, în clipa aceasta, jurnaliștii au fost lăsați să intre în sala de judecată. Urmează probabil ca în scurtă vreme să intre și cei doi magistrați care formează completul de la Curtea de Apel București. Instanță care, așa cum vă spuneam, va prezenta sentința în dosarul Telepatia pentru cei 12 inculpați. Repet, este vorba de o ședință publică, dar de unde nu se vor putea transmite în direct nici imagini, nici formatul audio al anunțului pe care îl va face grefierul în legătură cu sentința completului. Vom avea însă în timp real informații de la colegii noștri aflați în sală prin modalitățile pe care le au la dispoziție și vi le vom prezenta de îndată ce le avem. E o chestiune, repet, de minute. Probabil până la ora 14, au rămas mai puțin de 2 minute, ora 14 la care ar trebui să aflăm sentința. Vă reamintim cele 4 Bine, variante. Bine, trebuie să facem și o precizare. Va fi probabil o sentință foarte lungă, pentru că trebuie citit verdictul pentru fiecare din cei 12. Și oricum, va fi mult de citit. Bănuiesc că mai mult de jumătate de oră durează să lecturezi toată chestiunea asta. Nu e vorba de un inculpat. Sunt mai multe capete de acuzare, pentru, multe fiecare capete de acuzare pentru fiecare dintre Sunt cele 12 persoane. De restrângere a libertății, de pildă, care pot fi luate, sau cele Sigur. De natură patrimonială, care pot avea Sigur. Și ele Sunt o... Sunt pe capitole aici lucrurile. O componentă, ca urmare, așa cum corect spunea Răzvan, lectura acestei sentințe ar putea să dureze destul de mult. Vă aduceți aminte că și în dosarul Trofeul Calității, unde era vorba, cred, de 6 sau 7 persoane inculpate, a durat de asemenea destul de mult citirea acestei soluții definitive. Repet, jurnaliștii au intrat în sală, este semnul că în foarte, foarte scurtă vreme ședința instanței de judecată va începe, se așteaptă sosirea completului.
care, așa cum vă anunța mai devreme Sabina Iosub, undeva la ora 1 fără un sfert, s-a închis într-o încăpere pentru a delibera după ce până atunci parcurseseră alte dosare sau un alt dosar aflat pe rolul Curții de Apel. Ca urmare, timpul ce le-a rămas pentru a citi concluziile depuse până ieri ora 14 de avocații celor 12 inculpați este destul de redus. Este suficient. Este suficient. Atunci când știi dinainte ce ai de făcut, mă gândesc că ți ajung și 2 minute, nu 2 ore, ca să citești ceva. Rămâne de văzut ce soluție din cele 4, cum spuneai, va formula completul de judecată, dacă va fi vorba de o achitare, dacă va fi vorba de repunerea pe rolul aceleiași instanțe a dosarului sau... Asta ar fi foarte interesantă, soluția asta de repunerea pe rolul aceleiași instanțe. Cam ca recuzarea. Atunci când spui unui judecător că ar trebui să dispară din acel dosar, din acel complet și să judece altcineva, iar el spune nu. Deși există suficiente elemente, Răzvan, și am văzut zilele acestea, suficiente elemente care, potrivit practicii judiciare, justifică pe deplin repunerea dosarului pe rol sau trimiterea dosarului înapoi la tribunal, pentru că au apărut în mod evident o experiență. Și anume avem experiența dosarului Băsescu-Bercea, în care apăreau tot timpul elemente noi și nu mai vreau să le primească la dosar. Se închisese. Adică, atenție, apăreau alte personaje, mai erau filme care probabil că în filmele alea se vedea că e mai largă povestea, nu se restrânge la 2 personaje, Căpățână și Mircea Băsescu. E vorba de mult mai multe lucruri și nu mai vreau să le primească. Adică nu erau aceste organe de anchetă dornice să afle până la capăt cât de largă e toată povestea respectivă. E, pe acest principiu, dacă judecăm, atunci nu m-ar mira să nu se țină cont și nimeni să nu investigheze nici mărturia fostului expert DNA care vorbea despre presiunile la care a fost supusă doamna Nicolae. Și atenție, acela a fost colegul lor. Era omul care a văzut din interior lucruri și a asumat cu subiect și predicat, cu nume și prenume, nu sub anonimat, această declarație. Nu l-a chemat nimeni să zică, bine, hai să cercetăm și lucrurile astea. Că e o chestiune gravă să faci o asemenea presiune. Dar n-a chemat nimeni audieri, nici oameni care au semnături și pe în afara documente. Acestui proces, primar, ministrul agriculturii de la vremea respectivă. Eu mă așteptam ca după declarațiile alea care sunt, cum să zic, revoltătoare prin conținutul și gravitatea conținutului, nu? Să vină cineva și să-l cheme, domnule, dați-ne, vă rog, o declarație să începem să facem o investigație. Nu. E, același nu ca și la Mircea Băsescu. Acolo, e bine, la Mircea Băsescu... cum să restrângă totul la cele 2 personaje aflate deja în arest. E bine, la Mircea Băsescu, într-adevăr, apare elemente noi în continuare. Ieri, colegii noștri de la Știri și jurnaliștii de la ziarul Ring puneau cap la cap niște informații și rezulta o nouă poveste. Sigur. O nouă legătură foarte interesantă între Bercea, cu mătrul lui Băsescu, și niște ruși. Sigur, niște ruși care de unde erau ei? De la Gazpromul care făcea afaceri cu Ioana Băsescu. Ei, iată, astea sunt lucruri... Pe măsură ce te apropii de astfel de lucruri, îți dai seama de ce au nevoie de un sistem în justiție care să poată fi folosit pentru exercitarea puterii politice. Când zic exercitarea puterii politice, să nu se înțeleagă că e doar pentru pedepsirea unora, ălora incomozi, nu, e și pentru protejarea apropiaților, ca să nu se apropie de ei. Cum au dispărut niște înregistrări din ALRO, din dosarul ALRO? Ce personaje au avut onoarea să fie scoase din acele înregistrări, cumva? Ca să înțelegem la ce folosește sistemul de exercitare a puterii politice. Deși eu nu cred că mai e corect să spunem putere politică. Puterii pur și simplu în România, pentru că nu mai e politică. Putere discreționară, în mod evident, sigur, în multe dintre manifestările ei. Oricum, Parlamentul e redus ca și atribuții și ca și mișcare la zero, practic, în România, de foarte multă vreme. Și la asta a contribuit din plin mandatul ăsta dublu al domnului Băsescu Traian, de 10 ani. Din plin a contribuit. Dar și Parlamentul trebuie să recunoaștem că se complace în această situație de a fi făcut anexă. Deci e ca un angajat. Dom'le, am venit aici, da, la serviciu, da. Și ce mi se cere să fac? Nimic. E în regulă. Deci iau leafa fără să fac nimic? Să trăiești, conașule. E pe principiul ăsta. Este foarte simplu. Sunt atât de multe legi care ar fi putut fi îmbunătățite, sunt atât de multe acțiuni directe pe care Parlamentul le putea întreprinde, de la comisii de anchetă făcute serios. Sigur. Și nu doar așa ca să ne aflăm în treabă. De la legi care și-au dovedit ineficiența și care ar fi trebuit schimbate, reparate, nimic. Domnule, oamenii ăștia au uitat.
pentru ce e acolo Parlamentul. Și culmea, mă chiar întreb cât timp unii dintre ei se vor ascunde în spatele acelui colosal vot popular, pentru că marea majoritate din actualul Parlament a intrat pe un colosal vot popular, însemnând greață și scârbă față de ce a făcut Băsescu și multă speranță pentru ce vor face ei. Ei bine, dacă facem o dată, și cred că o să fac la subiectiv, să împart ecranul ăla în două și să pun în stânga ce au spus că fac și în dreapta ce au făcut de fapt, să vedem ce rezultă. Sunt și eu curios acum. Dau un exemplu de pildă. O promisiune pe care și-a asumat-o chiar primul ministru al României, Victor Ponta, a fost aceea de a corecta din varianta de cod penal, prin amendare în Parlament, acel articol care ți interzicea, de pildă, ce facem noi astăzi, și anume să comentezi decizii ale instanțelor de judecată. A fost un angajament asumat de primul ministru, tocmai în sensul libertății de exprimare și a eliminării unui abuz. Ei bine, Parlamentul n-a dat doi bani nici măcar pe ceea ce s-a angajat primul ministru. Sigur. Articolul respectiv zace în continuare. Eu înțeleg că domnul prim-ministru probabil că este și extrem de supărat pe Parlament, da, că n-a făcut ceea ce dânsul a promis nervos, în numele lor. Da, nici primul ministru nu s-a întrebuințat foarte mult să motiveze Parlamentul în acest sens. De asemenea, nu s-a făcut nimic în privința instituției care controlează Agenția Națională de Integritate, asupra căreia Parlamentul are putere și, sigur, în continuare vedem abuzuri comise de această instituție, absolut, fără ca ea să fi fost sancționată. Deci, Parlamentul nu face nici ceea ce are în atribuții în momentul de față, pentru că timp de 10 ani a fost obișnuit și forțat cumva să doarmă de către Băsescu Traian. Și deja s-au obișnuit cu stilul ăsta. Foarte comod dacă te consideri doar un lefegiu. E foarte comod stilul. Dacă pornești de la filozofia sunt un lefegiu, leafa merge și așa mai departe. Dar dacă mergi pe filozofia eu reprezint cetățeanul și trebuie să mai și fac ceea ce am promis, atunci s-ar schimba lucrurile. Când s-o vor schimba lucrurile, le vom semnala, evident. Bine, teoretic, acest sistem de vot combinat, că nu e nici uninominal, nici pe listă, cumva ar fi trebuit să-i motiveze în acest sens. În Statele Unite, de pildă, acolo unde există doar vot uninominal, oamenii știu, mă duc la congresmenul meu sau la senatorul meu pentru orice, nu știu, că n-am străzile asfaltate, mă duc și spun chestia asta și sunt responsabilizați altfel. Tocmai de aceea îngrijorarea pe care și-a exprimat Răzvan în legătură cu ce va fi după dispariția fizică din fotoliul de la Cotroceni al lui Băsescu Traian. Cine este în stare să însănătoșească acest sistem care, în mod evident, nu că este dacă bolnav? E în stare, își dorește oare cineva să-l însănătoșească sau corect, se gândește, uite ce de folos i-a fost sistemul lui Băsescu? Adică cum în loc să le eliberăm, să-l confiscăm. Cum fac să-mi fie și mie de folos? Noi. De ce să-l demontez dacă funcționează? Nu cumva ar putea să funcționeze pentru mine. E o tentație uriașă. Mă gândesc că ar putea fi o tentație uriașă oricare ar fi cel care urmează domnului Băsescu. Oricare ar fi acela, să nu zicem Ponta sau oricare ar fi acela. Dar aminte dacă ar fi și un apropiat al lui Băsescu. Eu cred că atunci predarea, primirea s-ar face foarte simplu. N-au intrat încă judecători în sala de instanță, acolo unde, așa cum vă spuneam, cu câteva minute înainte de ora 14 au fost invitați jurnaliștii și cei care asistă la momentul ședinței publice în care se va anunța sentința din dosarul Telepatia. Nu vor fi transmise imagini și nici nu vom auzi vocile celor din sală în direct. Vom avea însă informații foarte prompte de la colegii noștri aflați acolo, la Curtea de Apel București, de îndată ce ședința va începe. De îndată ce ședința va începe, să mai amintim din când în când, zic că au trecut 24 de ore de când s-a încheiat, practic, chiar s-au împlinit acest 24 proces. De ore, da. Ieri la ora 14 au terminat avocații de depus acele concluzii scrise, foarte multe pentru 12 inculpați. Fiecare avocat având, presupun, foarte multe lucruri de spus. Că, în instanță, cred că a fost destul de greu în două zile apărătorii celor 12 inculpați să spună tot ce aveau de spus în niște ședințe maraton de 12 ore, într-o sală în care era infernal de cald. Spuneau unii dintre apărători că era și greu să te concentrezi, erau cel puțin 40 de grade. Cum ar fi? Tu te poți concentra 12 ore la ce spun foarte mulți oameni, timp de 12 ore în continuu? Adică eu mă întreb în acele 12 ore câte lucruri au auzit de fapt și câte n-au auzit, că nu s-au mai putut concentra, domnul judecător. Poate foarte important. Foarte important este de asemenea că, din păcate, multe, foarte multe dintre argumentele logice și juridice au fost respinse chiar înainte de a fi rostite. Povestea unul dintre apărători că nici n-a apucase să spună ultimul paragraf
din susținerea sa și a auzit se respinge. Deși, repet, încă nu încheiase de prezentat probatoriul pe care cerea să îl accepte instanța de judecată. Dar poate că a fost doar dorința de a merge spre una dintre cele patru soluții cât mai grabnic. Mă întrebam însă aseară, de pildă, dacă nu cumva, Răzvan și Laura, această grabă este justificată și de faptul că tot mai mulți oameni, iată, încep să vorbească. Că tot mai mulți oameni nu mai acceptă să tacă și să fie complici. L-am văzut pe fostul expert Gheorghiu, care povestea despre felul în care s-a redactat acel material care a condus la elaborarea prejudiciului. L-am văzut pe denunțătorul care nu mai era denunțător. Am văzut un fost procuror șef care spunea din interiorul sistemului ce se întâmplă acolo. Sunt tot mai mulți oameni care vorbesc și poate că asta creează spaimă și de aici eu dorința de a comprima totul. Și anume că toate mizeriile astea ieșite în public, apropo de felul în care s-au desfășurat niște lucruri, mm-hmm, în acest dosar, dar și cu alte prilejuri, nu fac altceva decât să întărească acel sistem care zice, dom'le, dar noi stați puțin că nici nu am vrut să ascundem lucrurile astea. Noi am vrut să vă arătăm cât de tari suntem, să dăm un mesaj cu orice ați zice. Chiar dacă se cunosc lucrurile astea, tot noi învingem, tot noi decidem și nu aveți ce să faceți. Ăsta este un mesaj de tip stat totalitar, pe care în unele state totalitare ți se dă acest mesaj ca să te potolești, știind că și dacă ai dreptate nu contează, că ei decid. Dacă nu cumva, asta e schema, de fapt, mă întreb. Nu cumva nu salvează aparențele pentru că nici n-au de gând să o facă. Pentru că mesajul lor este, suntem atât de puternici și facem ce vrem în această țară și puteți să aveți dreptatea de pe pământ, că nimeni nu vă va da, numai noi hotărâm ce se întâmplă cu voi. Nu cumva ăsta este mesajul și atunci prin asta se ține sistemul și în asta își trage, să zic că așa, puterea acest sistem ticăloșit, nu creat de Băsescu, perfecționat de Băsescu, perfecționat și adus pe înalte culmi de Băsescu, că el fusese în pământ așa plantat ca sămânță de multă vreme în România. Dacă am fi avut o revoluție în adevăratul sens al cuvântului, n-am fi avut semințele alea acolo sub brazdă, dar a fost o îngrămădeală mare de tot. Soldată cu ce? Cu moartea a două persoane și cu supraviețuirea în funcția tuturor celor care au ținut pe ea 25 de ani la putere. Ca să fie foarte simplu. Stat totalitar sau mai degrabă spre crimă organizată? Pentru că auzeam aseară acel interviu cu doamna fost expert. Pot merge mână în mână. Care era pur și simplu terorizată. Îi se simțea în voce groaza. Părea o victimă a unui clan mafiot care o amenință cu moartea ca să nu spună nu știu ce. Doamna fiind autoarea raportului expertizei în dosarul Flota, care a constatat prejudiciul mare, cel inițial de 300 de milioane de euro, care s-a cerut imperios de către procurorul șef Daniel Morar, și aici există și mărturia șefului specialiștilor din DNA, domnul Burlacu, să fie transformat în zero. Adică să cadă 3 și 0 de la început, să rămână doar 0 din coadă în dreptul numelui două lui expertize. Într-una se face presiune să scadă spre zero prejudiciu și în alta se face presiune ca de la zero să ajungă la 60 de milioane. Metodele fiind aceleași victime fiind persoane care au statutul de subordonați ai procurorilor și, foarte important, ceea ce am prezentat aseară, o decizie a Curții Constituționale, decizia 805 din 2008, într-o altă speță, conține în dispozitivul său prevederi foarte clare. Din acestea rezultă că specialiștii DNA sunt funcționari publici, ca urmare ei sunt subordonați instituției din care fac parte, în consecință ei reprezintă doar o parte din procesul penal. Ca urmare, nu poate fi luată în calcul drept probă o constatare tehnico-științifică realizată de aceștia, decât dacă este coroborată cu o expertiză independentă. Cu cealaltă expertiză care nu există, pentru că n-a fost admisă. În aceeași hotărâre se vorbea, Adi, și despre egalitatea de arme, astfel încât părțile să se poată ataca sau apăra cu aceleași arme. E ca și cum cineva vine cu tancul și celălalt se apără cu cuțitul, în cazul de față. Se dădea seara un exemplu foarte, foarte sugestiv la sinteza zilei, în cazul unui accident rutier. Dacă ai rămâne doar cu ceea ce constată expertiza acuzatorilor, să zicem, a procurorilor, dacă e cazul unei vătămări corporale, tu n-ai avea nicio șansă să te aperi, să spui că, de fapt, nu știu, poate mașina ta a avut o problemă, nu este vina ta, poate că n-ai circulat cu viteza despre care afirmă acuzatorii că
era afișată la bord și așa mai departe, câtă vreme nu ți se dă voie și ție sau nu apare o expertiză independentă să fie atașată la dosar. Sunt elemente foarte clare ce ar trebui să conducă, spuneau aseară avocații Mari Vasi, Pavel Abraham și confirma astăzi și profesorul Mateuț, spre una dintre cele două soluții, repunerea pe rola dosarului sau trimiterea sa către instanța inferioară, către tribunal. Două din cele patru soluții posibile. Bine, astăzi trebuie să mai facem o remarcă, și anume că momentul în care se întâmplă toată chestiunea asta nu e lipsit de interes politic pentru Băsescu Traian. Este un moment care ne apropie de campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Este momentul în care nu mai are nimic de pierdut. Este momentul în care a anunțat că va face foarte multe lucruri pentru că nu mai are nimic de pierdut. Este momentul în care singurul fel în care poate să mai semnalizeze că ar mai avea ceva putere este în a-i prăbuși pe adversarii care au mai rămas pe scenă neprăbușiți încă. Și asta i-ar ajuta foarte mult pentru că el speră să fie în continuare ascultat, să joace un rol în campanie, să impună un candidat care eventual să aibă și șanse de câștig în această campanie, ori dacă ești neca nimeni și dovedești că nu mai ai nicio putere în momentele astea, nimeni nu te mai bagă în seamă, nimeni nu-ți mai învăluie în protecție candidatul respectiv, nimeni nu te mai ajută. Ori el are un interes direct să se întâmple asta în preajma campaniei electorale cu Dan Voiculescu pentru a arăta, pentru că dacă nu s-ar întâmpla în preajma campaniei și s-ar fi întâmplat de mult deja, să zicem, uită lumea. Trebuie să fie proaspăt în memoria omului, că memoria e scurtă în astfel de situații, de 2-3 săptămâni, că uite, domnule, e puternic, a reușit să scape și de ultimul inamic politic. Haide, domnule, să fim atenți, să-l ascultăm și să-l slujim până la capăt, că cine știe ce ni se poate întâmpla. Mergem acum din nou la Sandra Stoicescu, care se află la Grifco, unul dintre cuvintele preferate ale președintelui Traian Băsescu. Grifco, de unde de altfel a fost și Băsescu și ezita să recunoască. Desigur, desigur. La un moment dat, președintele Băsescu Traian... Săruna, Sandra! Bine v-am regăsit. Așteptăm, într-adevăr, așa cum și voi comentați, să vedem care este decizia de la Curtea de Apel. Așteptarea jurnaliștilor de acolo este fără îndoială dublată de așteptarea jurnaliștilor de aici. Cred că vedeți în spatele meu cât de mulți sunt, ceea ce justifică necesitatea de a sublinia că este procesul politic numărul 1 al ultimilor 25 de ani și, de fapt, procesul secolului. Spun asta pentru că insist. Și greutatea cu care se anunță această sentință arată faptul că lucrurile nu sunt în ordine în acest dosar. Lucrurile sunt puse cu mâna, cum se spune, sunt aranjate astfel încât să se inventeze un prejudiciu. De altfel, pentru acești jurnaliști, cred că ar fi foarte interesant să și vadă lângă noi, undeva în stânga mea, clădirile ICA, așa zisele minunate și extrem de scumpe clădiri care au dus la un prejudiciu inventat de 60 de milioane de euro. Da, este testul pe care îl dau acești doi judecători, doi oameni cu mare experiență și doi oameni cu cariere ireproșabile până în acest moment, care trebuie să facă dreptate. Pe umerii lor în acest moment este sarcina de a face dreptate, de a da o decizie corectă. Iar decizia corectă, cu atât de multe semne de întrebare, este foarte interesant, pentru că în funcție de ce vor decide ei, așa cum spuneam și mai devreme, vom afla dacă e vorba despre un complet de judecată sau despre un pluton de execuție într-un dosar politic. Uită lumea mult prea ușor, mult prea ușor, că este un dosar în care, în primă instanță, Dan Voiculescu a fost pedepsit, pentru că nu numai din 2007, când Traian Băsescu, desigur, prin uneltele juridice pe care le are și declară public că le are la îndemâna sa, a hotărât redeschiderea dosarului ICA, unde parchetul dăduse deja neînceperea urmăririi penale, o redeschidere fără nicio noimă, fără niciun element nou, ci pe baza unor plângeri inventate, pe baza unor anonime, de la un cetățean scârbit, un alt cetățean care avea o problemă și cu Mircea Badea și cu antenele și, în general, avea o problemă. Ei bine, a fost suficient pentru Doru Țuluș să ceară atunci dosarul înapoi. Dar povestea asta nu a început pentru Traian Băsescu doar în momentul 2007. Fără îndoială, știm deja că își pregătise
uneltele sale din justiție încă din noaptea aceea când Monica Macovei schimba toți procurorii și dădea legile prin care Traian Băsescu decidea cine ce conduce din justiție și care-i sunt pârghiile. Ei bine, vom vedea care este de fapt decizia și dacă judecătorii, acest proces pe care așa îl numeam mai devreme, dincolo de proces politic, cel mai important al ultimilor 25 de ani, putem să-i spunem că e procesul secolului. Este bariera, da? Diferența dintre corect și incorect. Vom vedea, Sandra, ce se întâmplă. Rămânem în legătură directă de aici. Spuneai, Sandra, că acești judecători trebuie, evident, logic, ăsta este rolul judecătorilor în general, să facă dreptate în acest caz. Ca să poți să faci dreptate, ținând cont de faptul că este o sentință definitivă, definitivă și irevocabilă, da? Nu ar trebui să analizezi cu mare atenție toate elementele care să te conducă la o concluzie corectă, în niciun caz să le parcurgi în diagonală, cu viteza a cincea, fără să te uiți în urmă. Nu trebuie să fii jurist ca să-ți dai seama că îți trebuie timp și voință pentru a înțelege ce se întâmplă într-un dosar. Și vreau să reamintesc faptul că prima lor zi de muncă, a celor doi judecători, prima lor zi de muncă la Curtea de Apel, a fost și primul termen de judecată, pe, de altfel, în dosarul Telepatia. Și, exact ce spunea Adi, și în același timp n-au dat explicațiile, au refuzat de câte ori li s-a cerut de către avocați să spună cum au fost repartizați la acest dosar și cum de la primul termen de judecată aveau deja pe bilețel o decizie, și anume de impunerea sechestrului asigurător. Cum faci ca în prima ta zi de muncă într-un loc să ai și dosarul, să-l cunoști și să ai și o primă decizie pe care o pui în aplicare? Este vorba despre 12 oameni care au sentințe în primă instanță cu ani de închisoare și care așteaptă după ce în instanță s-au dus și și-au spus punctele de vedere, care sunt absolut cutremurătoare. Deci, dincolo de tot ceea ce spuneam, de un prejudiciu inventat, de o doamnă specialist la DNA care plângea, nu în acea noapte, ea plângea, scria și plângea. De ce? Pentru că fusese forțată să inventeze. Te întrerup, Sandra, numai o secundă. Acum a intrat în sala de judecată completul, format din cei doi magistrați. Președinte este judecătoarea Bogdan. Probabil în scurtă vreme va începe citirea sentinței, cu siguranță, așa cum spunea și vom avea Răzvan, informațiile de acolo, de la colegii noștri. Așa cum spunea și Răzvan, va dura destul de mult, având în vedere că sunt 12 inculpați, având în vedere că există acel preambul foarte, foarte, foarte lung la toate deciziile instanțelor de la noi. Probabil că această sentință, Răzvan, va conține o soluție globală, să zic așa. Nu cred că vor fi diferențe în legătură cu cei 12. Acum eu analizez lucrurile inginerește și nu juridic, pentru că nu sunt de meserie, chiar dacă am învățat să înțeleg foarte bine și mecanismele astea. Haideți să facem un exercițiu așa. Deci țintă pentru Băsescu a fost Dan Voiculescu. Dar cum să-l iei pe Dan Voiculescu când omul ăsta nu a semnat nimic, nu a vorbit cu nimeni, n-a dat niciun ordin, n-ai nicio înregistrare, n-ai absolut nimic. Păi trebuie să bași foarte mulți oameni la apă ca să te apropii de un om care n-a făcut nimic. Și atunci eu mă întreb, în situația în care merg pe varianta de condamnare și pot ei permite să-i scape pe ceilalți și să-l condamne doar pe Dan Voiculescu? În niciun caz. Că, de fapt, le scapă ținta din mână. Asta spun, probabil că nu vor fi soluții diferite. Unii asta achitați, spun. E foarte greu să fie soluții diferite dacă mergem pe ideea ținta piept numărul 1 este Dan Voiculescu, trebuie cu orice preț atinsă ținta, atunci n-ai cum să-i scape pe ceilalți, pentru că ți se prăbușește tot eșafodajul, toată construcția aia. Cu cine a făcut el lucrurile astea, el nefiind pe nicăieri, neavând nici convorbiri, nici aia, nici aia? Păi cu niște oameni. Păi unde sunt oamenii? Păi ăștia sunt. A, păi dacă îi achizi pe ăștia și sunt și ei nevinovați, cum mai ajungi la Dan Voiculescu? Aici e problema, de fapt. Oana Stancu este la telefon acum. Bună ziua, Oana. Bună ziua. Oana, ne auzi? Alo. Bună ziua, Oana. Ar da, trebui... eu vă aud, sper că m-auziți și voi pe mine. Te auzim, acum te auzim. Din clip în clip ar trebui să aflăm sentința în acest dosar. Din păcate, trebuie să auzim o sentință. Ar trebui să fie una de achitare sau, spun din păcate, ar trebui să auzim o sentință, pentru că după probele care au ieșit la iveală în ultimele zile, de bun simț și normal, într-o justiție care funcționează, ar fi fost ca dosarul să se fi întors
fie la parchet, fie spre analiză după ce am descoperit că raportul de evaluare e făcut de Te întrerupem numai o secundă, Oana, fiindcă avem deja o primă informație de acolo din sala de judecată. A fost respinsă cererea de schimbare a încadrării în tăinuire pe care o făcuse, unul dintre apărători și a admis schimbarea încadrării din litera C a articolului care vorbește despre spălare de bani la literele B și C. Este o cerere formulată de DNA. Chiar de DNA. Sabina Iosub e în legătură cu noi acum de acolo de la Curtea de Apel și cred că ne poate explica mai bine ce înseamnă aceste prime două informații primite din sala de judecată, Sabina. Bun găsit, vă spun și în acest moment am și un verdict în ceea ce îl privește pe Dan Voiculescu. Colega mea, Ana Maria Roman, în transmită din interior, condamnă pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare. Acesta este verdictul venit în acest moment din interiorul sălii de judecat. A fost schimbată încadrarea în ceea ce îl privește pe Dan Voiculescu din spălare de bani. Era acuzat de articolul C, de punctul C din articolul 29, însă iată s-a schimbat în punctele B și C ale aceluiași articol. Vă reamintesc că Gheorghiță Mateuț făcuse o cerere de schimbare a încadrării din spălare de bani în tăinuire, pentru că nu putea fi explicată spălarea de bani, spunea Gheorghiță Mateuț la momentul respectiv. Vă reamintesc că era vorba despre acea donație făcută de Dan Voiculescu către fiicele sale, Camelia și Corina Voiculescu. 5 ani interzice drepturi civile, îmi primesc din nou mesaj din sala de judecată. Vom vedea exact ce înseamnă aceste drepturi civile, ce înseamnă aceste interziceri. Vă reaminteam faptul că Gheorghiță Mateuț vorbea despre această spălare de bani, că nu s-ar putea justifica. Se referea la donație, o donație ce a fost făcută ulterior apariției acelui NUP. Domnul Popa, Cornel Popa, este condamnat la 8 ani de închisoare. Din nou primesc mesaj din sala de judecată. Pedepse majorate, așadar, pedepse majorate, Sabina, da, față exact, de termenul, exact. De la, față de sentința de la fond. Cu alte cuvinte, cum a cerut DNA-ul, Adrian, ca lucrurile să fie clare. Cum a cerut DNA-ul în apel? Majorarea sentințelor pentru toți inculpații. Reamintesc acest lucru. În ultimul cuvânt al celor de la DNA au cerut majorări de, așadar, de pedeapsă. Bun, până acum, deci, avem în dreptul a doi dintre cei 12 inculpați sentințele pronunțate, citite în sala de judecată, 10 ani de închisoare pentru profesorul Dan Voiculescu și 5 ani interzicerea drepturilor civile, de asemenea, pentru domnul Popa, o sentință majorată, de asemenea, la 8 ani de închisoare cu executare. 6 ani pentru Sandu Cătălin, 6 ani de închisoare pentru Sandu Cătălin. Exact. O altă informație pe care o primim chiar în clipa aceasta din interiorul sării de judecată. 6 ani de în cazul lui Dan Voiculescu, Adrian, pentru că vorbeam despre acele drepturi interzise, dreptul de a fi administrator în societăți comerciale sau beneficiar al vreunor societăți comerciale, aceste lucruri se interzic lui Dan Voiculescu. Deci, sigur, nu era cazul din 2006. Da, exact. Când țineți minte că și-a donat toate acțiunile, tot ceea ce însemna afaceri, de fapt. Și a făcut-o public. Reamintim acest lucru. Și în lucru, cazul lui Cătălin Sandu sunt 5 ani, îi sunt interzise timp de 5 ani drepturile civile. Trebuie să vedem și care vor fi măsurile patrimoniale pe care instanța le va dispune. Probabil că și ele vor fi unele severe. Cum? Vor fi cele cerute de DNA, probabil. Se pare că se merge pe dictare, pur și simplu. E o situație pe care rar o întâlnești, anume ca la apel, mai ales că apelul fusese cerut de cei care fuseseră condamnați să obțin majorări atât de consistente ale pedepselor. În unele cazuri e vorba aproape de dublarea pedepsei pronunțată la instanța de fond. Da, de modificarea încadrării juridice și, evident, nu așa cum au cerut apărătorii. E bine ce se întâmplă. Am primit până acum informații despre 3 din cei 12 inculpați, mai sunt 9. Gheorghe Mencinicopschi, 8 ani în acest moment, este incredibil. Mesajul care vine din incredibil sală. Incredibil această sentință pentru profesorul Gheorghe Mencinicopschi.
E o lovitură extrem, extrem de grea pe care o dă instanța unor oameni. Așa cum bine știți, mulți dintre ei cu sănătatea șubredă, unii dintre ei la o vârstă extrem de înaintată, domnul Petre, are, vă reamintesc, 83 de ani, este unul dintre acei cenzori extrem de corecți și care toată viața n-au făcut altceva decât să respecte proceduri și reguli foarte stricte. Aș vrea să subliniez un lucru în acest moment, până mai primim alte informații, Adrian și Laura. În ceea ce privește această schimbare a încadrării din litera C, articolului 29, literele B și C ale acelui așa articol, profesorul Gheorghiță Mateuț, poate vă amintiți, în momentul în care s-a cerut în sală acest lucru, spunea că această cerere, de fapt, nu este posibilă. Conform noului cod penal, nu se poate face, practic, o majorare de încadrare, să o numim așa, ca să înțeleagă toată lumea, în condițiile în care suntem într-un apel. Despre acest lucru este vorba. Cred că trebuie specificat. Vom vedea dacă avocații, de fapt, în acest caz, mai pot face ceva. Sigur, mă refer la, nu știu, eventuale plângeri în ceea ce privește judecătorii. O sentință fără precedent, cred, prin suma condamnărilor pronunțate. Probabil că niciun alt dosar din România până acum, ani de închisoare pronunțați pentru o faptă închipuită, pentru orice faptă, de fapt, dar în cazul acesta, pentru o faptă închipuită, nu ajunge la această valoare pe care probabil o vom contabiliza la finalul citirii tuturor celor 12 sentințe. Sabina, tocmai a spus acum. Are și explicație chestia asta cu 10 ani. El a avut în primă instanță 5, nu? Da. 5. Păi dacă ținem cont de vârstă, ar fi făcut o treime din pedeapsă. Păi cum adică Băsescu se mulțumea cu Voiculescu Sorin Pantiș, doar un an și 7 ceva ani. În pușcărie? 7 ani de închisoare pentru Sorin Pantiș. 10 ani de închisoare exact pentru în profesorul moment. Dan Voiculescu. Rimează, din păcate, cinic cu cei 10 ani, cu cei 10 ani de mandat ai lui Băsescu Traian. Nu mă pot împiedica să nu fac această înlăturare. Pentru 10 anticăloși de mandat ai lui Băsescu Traian, 10 ani de închisoare cu executare pentru profesorul Dan Voiculescu, probabil cel mai clar adversar al lui Traian Băsescu în plan politic în toată această perioadă, pentru că ceilalți au mai coabitat, au mai muiat-o, au mai lăsat-o cumva mai moale. Sorin Pantiș, așa cum ați auzit, 7 ani de închisoare. Și câte 5 ani interzicerea drepturilor civile. Intervin din nou. Dacă nu mă înșel și iertați-mă că intervin din nou, este pedapsa maximă pe care Dan Voiculescu putea să o primească conform încadrării. Ar trebui să verificăm acest lucru, dar din ce mi-amintesc era pedapsa maximă până la 10 ani. Oricum, asistăm la o dublare a pedepselor în aceste cazuri, exact. Cel puțin în cazul profesorului Dan Voiculescu, e limpede că e vorba de o dublare a pedepsei pronunțate tot de un complet de judecată de la instanța inferioară. Cu toate că pe parcursul acestui apel au apărut elemente că, de fapt, nu este, așa cum a spus instanța de fond, că prejudiciul nu există, că faptele nu au fost comise, că cei care se spunea că ar fi fost puși de Dan Voiculescu să facă diverse lucruri, nici măcar nu-l cunoșteau, cu atât mai puțin ar fi avut vreo legătură cu acesta. Și cu toate acestea? Și cu toate acestea, Sabina, tu, pe scurt, tocmai ai spus cumva că această instanță, potrivit profesorului Gheorghiță Mateuț, că această instanță ar fi dat o sentință ilegală, spuneai că potrivit noului cod penal... Încă o informație înainte de a-ți răspunde, Laura, pentru Săvulescu, 6 ani de închisoare. Îmi amintesc că profesorul Gheorghiță Mateuț spunea că astfel de schimbări de încadrări nu pot fi posibile în faza de apel, conform noului cod. Și cred că mai e un lucru important de luat în calcul, pentru că vorbeați voi despre dublarea unei pedepse în cazul lui Dan Voiculescu și majorării în cazul altora. În baza a ce? Adică, în mod normal, când vii cu suplimentări de pedeapsă, vii pentru că, probabil, presupunem că au apărut probe noi. Care au fost aceste probe noi? Ce au fost administrate, nu știu, de cei de la DNA, de exemplu, partea care acuza în toată această poveste? N-am văzut aceste probe, am văzut însă solicitări explicite făcute de procuror în instanță pentru a se schimba încadrarea în sensul a ceea ce vedem acum, pentru a se majora pedepsele în sensul a ceea ce auzim acum,
Ca urmare, repet, este o sentință după dictare, după dictarea procurorilor, adică a acelor procurori care ați văzut exercitau presiuni asupra specialiștilor din DNA pentru a calcula un anumit prejudiciu. Oana Stancu cred că este în continuare în legătură telefonică cu noi, dacă nu vom restabili această legătură. De la Sabina primim în continuare informații și de la colega noastră Ana Maria Roman, aflată acolo la Curtea de Apel, avem, iată, deja aceste prime date, pedepse extrem de grave, extrem de grele pentru cei 12 inculpați din dosarul Telepatia. Mi se pare incredibil să dai pedepsa maximă într-un dosar construit pe baza unui denunț, a unei plângeri făcute de cineva care ulterior își retrage plângerea în condițiile în care oricum nu există probe. Plângerea aberantă prin conținutul ei și absolut, prin formulare. Absolut, în condițiile în care creezi un prejudiciu inexistent, creezi din pix, da, cu pixul pe hârtie, un prejudiciu de 60 de milioane pentru niște terenuri despre care scriau, ce să vezi, chiar prietenii președintelui, că sunt 7. 8 ani de închisoare pentru profesorul Gheorghe Mencinicovski. Oana Stancu, în legătură directă acum cu noi, ai auzit probabil aceste prime informații venite de acolo, din sala de judecată a completului de la Curtea de Apel București. Sunt informațiile, Adrian, care circulau în special dinspre suporterii domnului Băsescu, presa pe care o numim băsistă. Știm foarte bine că de la început s-a spus că va lua 10 ani la apel. Ei știau și care va fi sentința, ei știau și că probele sunt așa. Gheorghe, țin 4 ani. Bun, din punctul meu de vedere nu există nicio diferență între procesele stalinisto-comuniste din anii 50-60 din România și ce se întâmplă astăzi. Dacă vă uitați pe elemente, toate sunt la fel. Procese fabricate, fără posibilitatea apărării, probele fabricate. În acest moment, profesorul Mencinicovski, Oana, te întrerup oameni care nu... Te întrerupem numai o secundă, Oana, l-avem pe profesorul Gheorghe Mencinicovski în legătură directă acum cu noi. Bună ziua, domnule profesor! Domnule profesor Mencinicovski, ne auziți? Da, sunt ceva probleme. Aș vrea să intervin eu pentru o secundă, că v-am informat în legătură cu Sin Gheorghe. Da, în domnia sa primește cu suspendare însă. Cu suspendare este mesajul de completare cu care vine Ana Maria Roman din sala de judecată. Sin Gheorghe, 4 ani cu suspendare, însă este primul inculpat care nu ia nu are o decizie cu executare. Este vorba despre 4 ani cu suspendare în cazul domniei sale. O să-i rog pe colegii noștri să vedem ce pedeapsă a primit la fond domnul Sin. Poate că merită cumva comparate aceste lucruri. Până acum au avut pedepse mult mai grele. Profesorul Mencinicovski este în legătură directă cu noi acum și sper să ne auzim. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! O veste cumplită am primit și noi, dar sigur că ea sună mult mai groaznic pentru dumneavoastră. Ceea ce a pronunțat instanța astăzi este o sentință fără precedent. Cred că nu s-a mai văzut așa ceva, o agravare a condamnărilor într-un astfel de cuantum, de la fond la apel. Da, vă ascult. Pentru dumneavoastră bănesc că această veste a fost complet neașteptată, mai ales prin felul în care a fost formulată sentința. Nu știu cum a fost formulată sentința. Sincer vă spun însă că eu am avut mare încredere în acest tânăr complet de judecată, dar acum sunt absolut dezamăgit. Pentru că... 4 ani de închisoare pentru Baciu Constantin. Vă rog, și domnule domnia profesor. Sau persoană da, în vârstă, pentru vă că, sunt convins că adevărul va ieși la suprafață mai devreme sau mai târziu. Dar cu siguranță va ieși. Sigur că este o sentință nedreaptă, ce aș putea eu să spun. Însă sunt liniștit, sunt împăcat cu mine însumi, nu am ce să-mi reproșez. În continuare, vă spun cu toată demnitatea, onestitatea, sunt nevinovat. În continuare susțin că privatizarea s-a făcut absolut legal, cel puțin din punctul nostru de vedere al Institutului. A fost această privatizare poate una dintre privatizările cele mai de succes, ca dovadă că iată Institutul de Cercetări Alimentare, nu numai că există, dar este un institut performant, un institut de talie europeană. Și ce aș putea să vă spun? Dacă, sigur, Institutul ar fi fost distrus,
și eu, sufletește, aș fi fost distrus. În situația aceasta sunt atât de liniștit și mulțumit că există institutul și ce mi s-a întâmplat mie, n-aș dori să-i se întâmple niciunui român din țara aceasta. Orice faptă bună, sunt acum convins, în România trebuie neapărat pedepsită. Ce pot să vă spun mai mult? Sunt liniștit, voi merge la pușcărie. Sincer vă spun, mă bucur că familia mă înțelege. Ai mei știu cine sunt, poate și alții știu cine sunt, poate că și alții vor avea în continuare încredere în mine, dar cel mai important pentru mine este că sunt nevinovat. E foarte important acest mesaj pe care îl transmiteți, domnule profesor, și dincolo de rolul nostru pe care îl avem aici, vreau să vă transmit cu toată căldura că suntem cu dumneavoastră și vă susținem. Sigur, nu vă e foarte de folos, poate, în ceea ce va urma, dar vreau să știți că sunt foarte, foarte mulți oameni, cei care scriu și pe rețelele de socializare și pe site-ul Antena 3 și vă transmit mesaje de apreciere și mesaje de încurajare pentru ce va urma, dar vă apreciază pentru tot ceea ce reprezentați dumneavoastră în lumea științifică și consider și eu alături de acei oameni că este o uriașă nedreptate ceea care vi se face dumneavoastră și celorlalți din acest dosar. Între timp a mai fost pronunțată o sentință pentru domnul Petre. Mai multe chiar, Adi. 3 ani cu suspendare. Se pare că se merge pe varianta de a-i exonera de ispășirea unei pedepse pe cei aflați la o vârstă înaintată. Și în prima instanță primise condamnare la 5 ani de închisoare. Și Gheorghe Marinescu, 3 ani cu suspendare. Domnul Petre, vă reamintesc, Sin, este... Gheorghe, Baciu, Constantin, Alexandru, Petre, Marinescu, Gheorghe, toți au primit cu suspendare. Primii 4 ani, următorii 3 ani. Pe Alexandru Petre l-am văzut zilele trecute la Antena 3. Este acel domn care are peste 80 de ani și spunea că nu a luat niciodată o amendă în viața domniei sale. Exact. 83 de ani. Am fost foarte atent, Adi, la ceea ce spunea domnul Menchinikovski. 5 ani pentru Pop Flavius, condamnare pronunțată în această clipă. Probabil că la 5 ani ea este cu executare, n-are cum să fie o pedeapsă cu suspendare la acest quantum al pedepsei. Te rog, Sabina. Spuneam că am fost foarte atentă la ceea ce spunea Gheorghe Menchinikovski. Această privatizare a fost făcută în mod corect. Instanța în acest moment însă a spus altceva, că această privatizare s-a făcut în mod incorrect. Asta înseamnă că legea pe care au folosit-o, probabil, nu a fost folosită, nu trebuia folosită în cadrul acestei privatizări, da? Ce se va întâmpla cu celelalte 299 de privatizări? 39 de la ADS, făcute exact după aceeași lege, această metodă simplificată, și 260 la Avas, făcute după exact aceeași lege, prin care se folosea metoda simplificată. Înseamnă că dacă această metodă nu trebuia folosită, pentru că de asta erau acuzați cei care au privatizat după această metodă, că nu trebuia folosită metoda simplificată, trebuia folosită altă lege, atunci se vor deschide toate aceste dosare. Enevica, oricum, 3 ani cu suspendare. Doamna Vica, fiind ultima, de asemenea, informație în acest moment. O doamnă de peste 70 de ani, cenzor la rândul domniei sale în cadrul acelei aiași societăți. Domnul profesor Menchinikovski este în legătură directă cu noi. Domnule profesor, credeți că se mai poate face ceva de aici încolo, omenește vorbind? Sigur, avocații au propriile opinii, în mod formal e o decizie irevocabilă, dar noastră credeți că mai poate exista de undeva, dincolo de împăcarea pe care o aveți dumneavoastră cu propriile fapte și cu propria conștiință și e firesc să o aveți asta, vreo soluție pentru dumneavoastră? Nu cred. Nu mă interesează. Sincer vă spun, nu mă interesează și vreau să mai spun un lucru. Nu port niciun fel de ură, de ranchiună, de pică, nici completului de judecată, nici celor care m-au adus printr-un dosar, nu vreau să-l calific cum, în această situație și aici mă refer că l-am iertat și pe domnul procuror și pe toți ceilalți care m-au judecat, mă judecă și mă vor judeca. Vă rog să mă credeți că o spun cu toată onestitatea și cu toată smerenia. Eu i-am iertat pe toți. Da, e atâta înțelepciune în ceea ce spune și poate că ar avea de învățat din asta.
cei care au pronunțat această hotărâre și au făcut toate actele spre a conduce la acest rezultat de astăzi. O informație de ultim moment, instanța a dispus confiscarea terenului de 29.000 de metri pătrați din strada Gârlei, terenul care face obiectul acestui dosar. Vin măsurile patrimoniale acum după cele restrictive de libertate. Este informația pe care o primim chiar acum de la colegii noștri de acolo. Prejudiciu făcut din PIX. Este vorba despre alți 4.450 de metri pătrați în aceeași zonă de asemenea. Mă gândeam la cât de mult ar fi fost umflat acest prejudiciu, Adi, din ceea ce ții minte că spunea fostul expert al DNA că a fost pusă Aurelia, acea expertă să facă, Aurelia exact. Nicolae, acea expertă să facă. Te întrerup numai o secundă, pentru că mai vin informații, Sabina, de acolo, din sala de tribunal. Bănuiesc că le-ai și tu, dar iată, au ajuns și la noi. Se dispune de asemenea confiscarea imobilului, uneia dintre imobilele din strada Gârlei. Sunt tot măsuri pe care instanța le ia în zisul scop de a recupera acel prejudiciu inventat. La telefon, în clipa de față, cu noi, domnul Sorin Pantiș. Bună ziua, domnule Pantiș! Să rămână. În cazul dumneavoastră, pedeapsa a fost majorată față de prima instanță. Vă rog să mă credeți că sunt pur și simplu blocat. Este ceva ce nu mi-am putut închipui că în societatea românească se poate întâmpla. Da, v-am auzit de... Dacă încep să discut despre mine, eu în acest caz, pur și simplu, din punct de vedere personal, nici n-am existat. Am aflat printr-o adunare generală a AGA că o să particip la o licitație cu strigare în baza unui mandat imperativ. Am participat la această licitație și iată că, urmare unui mandat imperativ, sunt condamnat într-un caz în care nu există niciun prejudiciu. Deci nu discut despre mine, revin la ideea că nu există niciun prejudiciu, că această licitație s-a desfășurat în condițiile legii, că nu există nici cea mai mică greșeală, este ceva de neînchipuit. Da, domnule Pantiș, într-adevăr, este absolut inimaginabil cum aceste pedepse în faza de apel au fost majorate consistent, au fost schimbate încadrările judiciare și iată s-au luat niște decizii, niște măsuri patrimoniale extrem de ciudate privind confiscarea unor bunuri care să conducă la recuperarea zisului prejudiciu inventat în acest dosar. Printre ele se află și clădirea care adăpostește redacția Antena 3. A fost dispusă confiscarea acelui imobil, a acestui imobil de altfel, care aparține unei societăți din grupul de firme care face subiectul acestei anchete. E vorba de bunul imobil care se află sub această clădire, de terenul care se află sub această clădire. Sigur, aici există relații contractuale, există contracte comerciale, contracte de închiriere care fac practic imposibilă, deși scopul probabil acesta este înlăturarea Antenei 3 din acest spațiu. Oricum, asta nu va duce în niciun fel la încetarea emisiei sau la închiderea gurii jurnaliștilor la Antena 3, vă asigurăm de asta, e doar o măsură, repet, care dovedește în mod clar care a fost scopul acestui dosar, care Alo. A fost scopul întregii operațiuni, unde trebuia să se ajungă. Vă rog, domnule Pantiș, vrea să interveniți. Este foarte clar, nu este un asasinat politic, este un asasinat economic și politic. Nu, până la urmă constat ceea ce nu credeam că se poate întâmpla. Că de fapt nu este vorba de domnul Dan Diac, de domnul Dan Voiculescu. Este fără îndoială vorba despre antenă. Ce să vă spun? Nu-mi pot închipui. Nu există prejudiciu. Din fericire pentru noi, pentru noi românii, nu numai pentru noi, există și un tribunal european care cu siguranță ne va da dreptate și adevărul va ieși la lumină.
Eu cred totuși în adevăr până la capăt și adevărul este unul singur. Toate condamnările sunt nedrepte. Nu există prejudiciu, nu există fapte, nu există decât o dorință oarbă de a distruge Antena 3 și pe Dan Voiculescu. Victimele colaterale probabil că nu mai contează. Eu nu mă consider altceva decât un om cinstit care este condamnat pe nedrept. Eu o să mă descurc. Eu vă doresc vouă să vă descurcați și să rezistați. Vă mulțumim, domnule Pantiș. Eu o să rezist. Am tăria aceasta și am credința că se va face dreptate. Vă felicit pentru această încredere pe care o aveți, că la un moment dat o să aflăm adevărul și o să fie făcută dreptate și în ceea ce vă privește și în cazul celorlalți 11 inculpați și în cazul acestui asasinat politico-economic despre care vorbeați. Eu sunt mai puțin încrezător, să nu uităm că și procedurile europene, din păcate, sunt lungi și la finalul lor, de fapt, nimeni aici în țară nu răspunde pentru că acea doamnă judecător și-a permis o astfel de sentință tocmai pentru că știe că nu va da socoteală nimănui, rog, nici în țară, nici afară. Vă rog să mă ascultați încă un minut. Se poate? Vă rog. Adevărul nu trebuie aflat. El este unul singur. Toți cei condamnați au fost condamnați pe nedrept. Toți cei condamnați au fost condamnați pe nedrept. El nu trebuie decât demonstrat de către instanțele care mai pot demonstra acest lucru. E adevărat că uneori adevărul judiciar este altul decât cel... Eu nu am cum să spun adevărul. Adevărul nu trebuie decât demonstrat. Da. Mulțumim, domnule Pantiș. Foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Și vă dorim să rezistați la vestărie. Instanța a decis și confiscarea bunurilor mobile și imobile ale lui Dan Voiculescu. De asemenea, se confiscă 3,5 milioane de dolari. Înțeleg că în dolari sunt exprimate aceste sume. 3,5 milioane de dolari confiscați de la Dan Voiculescu, 2 milioane de la fiica sa, Corina Voiculescu, și 8 milioane de dolari de la Camelia Voiculescu. Sunt unele dintre ultimele, probabil, informații care vin de acolo din sala și de tribunal. Și blochează conturile. Conturile personale lui Dan Dan Voiculescu. E o informație care, repet, vine în completarea a ceea ce spunea domnul Sorin Pantiș. Și clarifică, dacă vrei, toată situația. Exact. Pedeapsa cea mai grea pentru Dan Voiculescu, măsurile economice încearcă să apropie acest dosar de Antena 3, de trustul de presă intact, așa cum puteam bănui de la început, acesta a fost scopul întregii desfășurări judiciare. Ei bine, sigur că scopul adevărat n-are cum să fie atins, și anume nu vor putea opri dezvăluirile, nu vor putea opri informațiile furnizate de jurnaliștii Antena 3, nu vor putea opri opiniile tăioase și pertinente care vin de aici zi de zi, seară de seară, ceas de ceas, spre dumneavoastră, spre milioanele de oameni care investesc cu încredere acest trust de presă, acest post de televiziune și oamenii care lucrează pentru el. Am reușit să găsesc între timp condamnările date în primă instanță. Mm-hmm. Cele mai multe pedepse au fost majorate, desigur. Profesorul Mencinicopski primise 6 ani de închisoare cu executare atunci. Acum a primit 8 ani de închisoare cu executare. În cazul lui Sorin Pantiș, prima condamnare fusese de 6 ani de închisoare, acum majorată la 7. Și vă reamintesc că a fost schimbată încadrarea juridică în cazul lui Dan Voiculescu. A fost adăugat un articol, așa cum ceruse chiar procurorul Direcției Naționale Anticorupție. Toate acestea o să o tot reamintesc, pornind de la un dosar început în baza unui denunț ulterior retras și a unui prejudiciu declarat zero în prima instanță și apoi creat cu pixul pe hârtie. Răzvan, avem aceste informații. Dosar care avea urmăririi penale, exact, în 2005, să nu uităm. Desigur. Avem aceste informații, Răzvan, și Oana Stancu, vreau să comentăm împreună. Să începem de la Dan Voiculescu, 10 ani. Calculele de dinainte de condamnare erau următoarele. Nu o să-i lase 5, pentru că dacă îi lasă 5, are vârstă trecut de 60 de ani, o să execută 3 din pedeapsă, să face Băsescu de râs. Dacă îi dai 10, execută cel puțin 3 ani și ceva. Așa e justiția, pe bază de cine se face de râs în politică? Da.
Da, evident. Păi, dar asta e mai veche, chestia asta e mai veche. Gândiți-vă că vântul, indiferent cât avea în cârcă, că a făcut sau n-a făcut, nu l-a deranjat nimeni câtă vreme a fost în relații bune cu Băsescu. Și tot deranjul s-a produs după ce n-a mai fost în relații bune cu Băsescu și a început să spună prin parcări cu cine se întâlnea și așa mai departe. Adică până atunci, indiferent că ar fi făcut sau nu niște fapte, nu l-a deranjat nimeni. Cum s-a certat cu Băsescu, brusc l-au deranjat toți. Și vântul e unde e în momentul de față. Și atunci s-a întâmplat cuvântul că se urmărea cu realitatea același lucru. Aici, fiind pe bază de bani luați din publicitate și din piață, nu de sarsanale și bani aduși de patron de acasă, că stația n-ar fi rentabilă, nu mergea cu chestia asta. Și atunci merge cu, sau încearcă ei, cu sechestre, cu confiscări și așa mai departe. Deci e foarte limpede chestiunea asta. Eu mențin afirmația că sistemul ăsta va fi foarte tentant pentru cei ce vor urma lui Traian Băsescu. Și îmi mențin afirmația bazată pe experiența mea de trai în România, trai în, ale jurnalismului în România din 90 și până astăzi, că nimeni dintre cei care ar putea să repare lucrurile nu vor repara aceste lucruri, cu atât mai mult cu cât au văzut astăzi de ce e în stare un sistem. A, deci e performant, funcționează foarte bine. Ia, hai să-l folosesc, cum să-l demontez? Cu toate astea trebuie să spunem că spre necazul celor care au pus la cale acest plan, chiar și atacurile acestea economice și măsurile dispuse nu au cum să afecteze direct funcționarea antenei 3, blocarea conturilor, se referă la conturile personale ale lui Dan Voiculescu, care nu are nicio relație directă cu antena 3 sau cu trustul intact. Celelalte măsuri în legătură cu terenuri nu vizează postul de televiziune. Singura acțiune directă, ca să zic așa, este în legătură cu clădirea în care își desfășoară activitatea redacția și sunt o parte, doar o parte, dintre studiourile Antena 3 și Observator Antena 1, dar repet, și în acest caz e vorba de o relație comercială, o relație contractuală care nu poate fi anulată printr-o astfel de sentință și, vorba aceea, pereți mai există, din fericire, ceea ce e foarte important și rămân în continuare în picioare, sunt oamenii care compun Antena 3 și care fac zi de zi ceea ce dumneavoastră apreciați în număr tot mai mare. Și pentru că vorbeam despre Antena 3, spun bun venit lui Mihai Gâdea, directorul postului de televiziune Antena 3. Bună ziua, Mihai! Bine v-am găsit! E o zi cu anunțuri cutremurătoare. Recunosc că nu mă așteptam la o astfel de sentință și îmi permit să-i spun ticăloasă, pentru că am văzut un lucru greu de imaginat, și anume ca la apelul cerut de cei care fuseseră condamnați în primă instanță să vii cu majorări de pedeapsă și mai ales schimbări de încadrare a faptelor respective. În absența unor probe noi. Exact așa cum au cerut procurorii, adică la dictarea procurorilor se pronunță judecătorii. Am urmărit în direct și am așteptat cu foarte multă atenție decizia de astăzi, pentru că așa cum am spus aseară, aici nu e vorba doar despre 12 persoane, cu toate că atunci când vorbim despre un singur om, este extrem de important. Nu e vorba doar despre faptul că miza acestor persoane, de fapt în spatele acestor persoane, este Antena 3. Mi se pare foarte important, pentru că ne uităm la ce, de ce este în stare acest regim, cât de departe, cât de abrupt și cât de pe față poate să meargă. Și în minutele care au decurs de la momentul în care am aflat sentința, am scris un comunicat, câteva gânduri din partea noastră, a jurnaliștilor, Antena 3, pentru că aici e vorba de două lucruri în mod evident foarte clar. E vorba de faptul că este această condamnare greu de explicat și pentru cei mai drastici juriști din lume. E însă vorba de faptul că această măsură dispune confiscarea sediului Antena 3. Nu este suficient condamnarea profesorului Voiculescu, a celorlalte 12 persoane, confiscări de terenuri, pentru că, vedeți dumneavoastră, mi s-a spus că, de fapt, prejudiciul înseamnă acele terenuri și acele clădiri. Păi dacă acela este prejudiciul, ia terenul înapoi, ia clădirile înapoi, pentru că această clădire nu este una dintre acele clădiri. Dacă ele valorează 60 de milioane. Valorează 60 de milioane. Acoperă 60 de milioane cu ele. Da, aici se face așa.
se confiscă terenurile, se confiscă acele clădiri, se confiscă toți banii profesorului Voiculescu, se confiscă toți banii Camelii Voiculescu, Corinei Voiculescu, dar și sediul Antena 3. Dacă cineva avea vreun dubiu, cred că în momentul de față este într-atât de străveziu, este într-atât de clar, încât, din punctul meu de vedere, aici nu mai e vorba nici de Antena 3, nici despre noi cei de aici. Cred că e vorba de această țară și de această națiune. Și vreau înainte de toate să vă citesc gândurile pe care le-am scris foarte rapid și apoi am să detaliez și am să încerc să vă spun câteva dintre gândurile personale. Astăzi, 8 august 2014, s-a consumat una dintre cele mai hidoase manifestări ale regimului de abuz și represiune care încă sufocă România. 12 oameni cu chip, nume, suflet, familie au fost aruncați în închisoare în urma unui dosar și a unui proces construite pe fals, pe temeiuri politice și alimentate cu ură și dorința oarbă de răzbunare. Noi, jurnaliștii postului de televiziune Antena 3, cea mai puternică și credibilă instituție de presă din România, ne asumăm să facem aceste afirmații tranșante în legătură cu sentința pronunțată astăzi de doi judecători ai Curții de Apel București, tocmai pentru că experiența și probitatea profesională ne dau competența în a spune că acest dosar, generic numit telepatia, reprezintă cea mai gravă și transparentă formă de dictat politic în justiție. Ținta acestei operațiuni de execuție publică a 12 oameni a fost de la început și până la capăt fondatorul trustului de presă care deține în clipa de față poziția numărul 1 pe piața media din România. Profesorul Dan Voiculescu a fost obiectul direct a celor care, de la Palatul Cotroceni și până la Palatele de Justiție, au plănuit și executat această condamnare de tip bolșevic. Ținta finală a fost și este împiedicarea jurnaliștilor trustului intact, în special a echipei redacționale a postului Antena 3, să-și continue anchetele jurnalistice, să furnizeze informații corecte și opinii tăioase, să caute și să prezinte milioanelor de telespectatori care ne privesc zilnic adevărul. Pentru că adevărurile rostite de noi, zi de zi, clipă de clipă, sunt cele care au îndreptat nedreptăți, au stopat abuzuri cumplite și chiar au salvat vieți. Adevărul, în slujba căruia s-au pus jurnaliștii Antena 3 și ai trustului fondat de profesorul Dan Voiculescu, este cel care a zguduit clasa politică ori de câte ori. Dezvăluirile noastre despre fapte scandaloase de corupție ieșeau la iveală. Adevărul și dorința de a respecta principii și valori precum demnitatea și curajul au fost de fiecare dată motivele pentru care ne-am continuat să ne facem meseria în beneficiul milioanelor de oameni care ne-au investit cu încrederea lor, fără a ține cont de amenințările, presiunile, atacurile venite din exterior. Abuzul judiciar și politic pe care îl vedem astăzi îi are ca victime directe pe profesorul Mecinicopski, pe doamna Vica, pe domnii Petre, Voiculescu, Sandu și ceilalți 7 oameni nevinovați. Avem câteva zile, acum câteva zile, abuzul o lovea și o smulgea din casa sa cu mascații pe doamna Maria, din Rădăuți. Mâine, absolut oricine din această țară ar putea fi victima a acestor manifestări scelerate ale unui regim care și-a pierdut complet controlul. Tocmai pentru că nu vrem ca astfel de fapte cumplite să se repete la nesfârșit, noi rămânem să ducem până la capăt bătălia cu nedreptățile, ticăloșia, derapaje dictatoriale, spre a-i apăra pe toți cei fără de apărare. Da, Antena 3 aici. Și Antena 3 nu e doar un slogan, este o rămânere. Și rămâne la chemarea pentru a aduna pe toți cei care nu tolerează să fie călcați în picioare, să le fie amenințată libertatea, să le fie băgat pumnul în gură. Antena 3 e aici pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare om onest și demn.
Domnilor și domnilor, veniți alături de noi și vom putea învinge abuzul. Semnează acest comunicat jurnaliștii Antena 3. Gândurile acestea ale colegilor mei, ale prietenilor mei, care au împărtășit atât de multe experiențe puternice în ultimii ani de zile, nu sunt așa doar niște gânduri într-un moment foarte greu de încercare extremă. În minutele care au trecut, m-am gândit la părinții mei, la bunicii mei, la cei care au trecut prin momente foarte grele. Și cred că fiecare dintre noi, în familiile noastre, avem oameni care s-au opus, poate, regimului comunist, care au fost aruncați în închisori și privim cu admirație față de aceia care au înfruntat regimuri de felul acesta. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea acestui moment. În momente de felul acesta, onestitatea este singurul lucru care poate contează. Nu suntem nici zmei, nici dumnezei, nici nu putem să facem minuni și nici nu putem să facem lucruri pe care oamenii nu le pot face. Dacă vor dori să confiște și iată că au decis asta, sediul nostru, probabil că o să avem nevoie de dumneavoastră. Poate va fi cineva care ne va găzdui în curtea lui, în casa lui. Și vom transmite de acolo. Vor confisca o clădire, dar nu vor putea să confiște milioanele de oameni care seară de seară, care zi de zi, care ceas de ceas stau și se simt reprezentați de acest post de televiziune. Singuri este foarte posibil să fim învinși. Singuri este foarte posibil ca în acest abuz extrem să vedem lucruri pe care încă nici măcar nu le știm, pentru că abuzurile uneori sunt în cascadă. Astăzi a venit această decizie, în câteva ore poate veni altă decizie. Dar probabil că a venit momentul să vedem cât de mult suntem și am convingerea că a venit momentul să vedem cât de solidari suntem. Este incredibil, nu știu dacă există cuvinte pentru a descrie uimirea pe care o am. Dacă vrei să recuperești așa zisul prejudiciu pe care nimeni nu recunoaște, pe care nimeni nu și-l asumă. După toate dezvăluirile din ultima vreme, când am aflat că prejudiciul este umflat, când am aflat că prejudiciul nu există, când am văzut că în contabilitatea Ministerului Agriculturii nu există aceste cifre, ele sunt inventate pur și simplu. Dar să spunem că vrei să confiști ceea ce s-a privatizat. Înseamnă terenurile, înseamnă, de fapt, acțiunile care s-au privatizat și în baza acelor acțiuni, nu știu, ajungi la terenul și la clădiri. Dar ce legătură are sediul Antena 3 cu această poveste? Ce legătură are sediul acesta care se află la o distanță, nu știu, de un sfert de oră de locul acela, ca să vă dau un timp, că nu știu să spun în metri și în kilometri? Sunt atât de uimit încât nu știu exact cum să exprim genul acesta de uimire. Dar cred că este momentul în care, așa cum spuneam, să vedem cât de mult suntem. Să vedem, de fapt, dacă putem merge până la capăt sau acest regim nu ne va închide doar pe noi. Cred că fiecare dintre noi avem soluții și cred că fiecare dintre noi n-am fi disperat după un loc de muncă. Nu despre asta e vorba. Deloc. E vorba dacă îi lăsăm să frângă și ultimele speranțe pe care le mai aveam. Am sperat în forțe politice care au dezamăgit. Și am sperat că poate să fie un loc în care să fie spus adevărul. Fiți siguri de un lucru. Noi, sub nicio formă, și știu despre ce vorbesc, în aceste zile am vorbit simțind că, de fapt, abuzul va merge până la capăt, în ciuda tuturor evidențelor, am avut momente în care m-am gândit că e posibil totuși să nu meargă până acolo, că e prea mult. Dar în aceste zile m-am uitat în jur și am întrebat cât suntem. Și n-am fost surprins să văd că suntem toți. Absolut toți. Vă întreb și pe dumneavoastră cât suntem. Dacă suntem toți, așteptăm invitațiile dumneavoastră. Antena 3 nu este doar a noastră, este mai ales a voastră.
dacă aveți o curte, dacă aveți o cameră. Dacă nu, poate găsim noi. Acasă la noi vom găsi toate formulele. Și credeți-mă, vom face tot ce știm noi, cei de aici, pentru a nu opri emisia acestui post. Nu e un moment simplu deloc. Nu este un moment în care eu știu să spunem lucruri așa pentru a face ca suspansul să fie mai mare. Deloc. Dar faptul că au decis să confiște sediu Antena 3 pentru mine spune tot. Noi suntem aici până nu ne dau afară și între timp găsim soluții, căutăm soluții. Vă așteptăm alături de noi, în toate felurile cu putință. Vă vom ține la curent cu planurile pe care le facem. Ne vom reuni pentru a găsi soluții și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul dumneavoastră, eu sunt sigur că le vom găsi. Dacă nu le vom găsi, înseamnă că suntem prea slabi și n-am meritat să vedem până la urmă cum adevărul triumfă. Dar am sentimentul că suntem mulți, suntem buni, suntem cinstiți, nu suntem deloc ca ei, n-am furat nimic, n-am luat bani de la clanuri mafiote, n-am vândut Alro, n-am făcut nimic din ce au făcut ei, nimic. Poate e momentul în care să vedem cât suntem și de ce suntem în stare. E un moment, într-adevăr, în care ceea ce te revoltă este felul în care acest abuz a fost comis fără cea mai mică jenă, fără încercarea de a mai acoperi sau a salva aparențele. O informație pe care n-am reușit să vă furnizăm, venită tot acolo din sala de tribunal, au dispus până și confiscarea căsuței profesorului Mencinicovski. Incredibil. Da, este casa profesorului Mencinicovski. Dintre soluțiile la care a recurs instanța. Oana Stancu e în continuare în legătură cu noi. Oana, ai ascultat și comunicatul prezentat de Mihai în numele nostru al jurnaliștilor Antena 3, dar și informațiile acestea venite din sala de judecată. Ai dat o informație, Adrian, care arată cât de mare este tragedia care se petrece în acest moment. Vorbim de distrugerea vieții unor oameni. Profesor Mencinicovski, la vârsta dumnealui, un om, un profesionist adevărat, un om absolut curat, se duce după gratii, familia lui, soția în vârstă, copilul, urmând a fi scoși din casă. Dar dincolo de aceste tragedii personale, perfect asemănătoare, repet, regimului stalinisto-comunist, unde oamenii opozanți ai regimului erau luați pe loturi, executați în procese mascaradă, fără lipsă de apărare, cu probe falsificate. Dincolo de această tragedie, este personală a acestor oameni, e o tragedie pentru foarte mulți alți oameni și pentru statul român în general. Și aici mă refer la faptul că o doamnă, Aurelia Nicolae, se duce la culcare în această seară, știind că la comanda procurorului, ei șef, a trimis, practic, prin semnătura pe care a pus-o pe acel raport făcut plângând, a trimis la închisoare atâția oameni și a distrus atâtea vieți. Procurorul de caz este și el în acest moment, în această tragedie. Nu știu dacă omul ăsta este o slugă, dacă este un ticălos sau este un om pur și simplu presat la rândul lui să facă aceste mizerii. Dincolo de asta, cred că este o tragedie pentru toți cei care în această țară se numesc procurori și judecători și ce exercită aceste meserii. Pentru că mai devreme sau mai târziu va veni rândul lor să fie puși să facă astfel de execuții. Eu mă întreb, acești oameni au familii? Au prieteni? Ei când pleacă acum în vacanță și spun sunt procuror, le e rușine să spună sunt procuror sau sunt judecător, atunci când pe o bărcuță în vacanță fac cunoștință cu o altă familie, când se duc la părinții lor acasă, vecinii părinților lor, cum se uită la ei?
Am ajuns în această țară într-o mizerie absolută și mi-aduc aminte, le aduc aminte că eu am fost un copil în anii aia, dar am trecut prin comunism. Acum, după atâția ani de la Revoluție, da, trecem prin asemenea mizerie umană, socială, politică cu această țară și stăm toți în casele noastre și gândim, ia uite, domnule, ce au făcut ăștia. Păi suntem responsabili, pentru că mai devreme sau mai târziu va fi următorul. Așa s-a întâmplat în comunism. Exact așa. Și aici trebuie să spun, Adrian, Mihai, că sunt absolut cutremurătoare mărturiile, intervențiile, declarațiile de acum, de după condamnare, ale profesorului Mecincovski. Ce smerenie de acest om, de martir absolut. Gândiți-vă la cei care au zăcut în închisorile comuniste și au avut perfect aceeași atitudine. Uitați-vă la domnul Pantiș. Spune, nu e vorba despre mine, eu îmi duc crucea mea și mă duc cu ea la pușcărie. Mă gândesc însă la voi, la cei de la Antena 3. Și se zbârlește pielea pe tine când te gândești ce putere au acești oameni în fața acestor abuzuri, acestor nedreptăți. Mă gândesc că unii dintre cei în vârstă, ca profesorul Mecincovski, ar putea să sfârșească viața după gratiile alea. Cine îndreaptă o asemenea tragedie petrecută astăzi în România, care ci că e stat de drept, stat european, când ai toate probele că acest prejudiciu nu există? Când ai oameni care au curaj să spună din interiorul sistemului, cum este domnul Gheorghiu, am găsit-o pe Aurelia plângând la calculator, când ai dovada că o asemenea evaluare e făcută de un om care nu este evaluator, când ai toate probele că a fost făcută în 3 zile această evaluare, când ai acum proba că prejudiciul, iată, nu există, pentru că îi confiști, da, nu terenurile care se presupune că îi prejudice averea personală a lui Dan Văcăstuța, domnului Mecincovski, sediul Antenei 3. Eu mă întreb unde ar trebui, da, noi ca români să urlăm această chestiune și să îndreptăm această nedreptate altfel decât punând pur și simplu cap la cap ce s-a întâmplat și ce am făcut și în 1989. Da. E în legătură directă cu noi și, și Mircea. Mircea Badea, bună ziua. Nu e deloc o zi bună. Așa e formula de salut. Sunt acum pe stradă, ca să auziți mașini, mă duc la IPJ Ilfo, la instituțiile statului de drept. Și de asta s-ar putea să auziți zgomote de fond. Această decizie de astăzi, a acestui pluton de execuție, m-a auzit? Da, da. Această decizie de astăzi, a acestui pluton de execuție, este cel mai mare proces politic din ultimii 25 de ani. Acesta este punctul meu de vedere, eu doamne, mi-l exprim. Din punctul meu de vedere, este cel mai mare, cel mai important, cel mai vizibil, cel mai strident proces și cel mai evident proces politic din ultimii 25 de ani. S-au vorbit despre fapte, s-au vorbit despre probe, s-au făcut dezvăluiri. Lucrurile cred că sunt destul de evidente. Cei care acum exultă, pentru că sunt și din aceștia, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, pe care nu i-am văzut niciodată, cu care n-am avut de-a face niciodată, și care exultă ca și cum le-am fi făcut ceva, sau ca și cum Dan Voiculescu le-ar fi făcut ceva, deși chiar și pentru ei este destul de limpede care este situația de fapt în acest proces politic. Toți acești oameni trebuie să afle că lucrurile nu se termină astăzi. De-abia acum începem. Și sigur că, inclusiv cu privire la această decizie absolut dementă, nu mă fiesc să o categorisez ca fiind o decizie dementă, accelerată și chiar criminală, există căi de atac în justiție. Atât în justiția din România, cât și în justiția europeană. Sunt instanțe care se ocupă la nivel european de drepturile omului și
cu siguranță în acest proces câteva drepturi elementare ale drepturilor omului au fost încălcate. Deci nu am niciun fel de îndoială că acest proces va fi câștigat. Care vă că între timp foarte mulți oameni nevinovați vor suporta niște rigori pe care nu le merită. Până când strâmbenia și odioșenia acestei decizii de astăzi vor fi demontate chiar în justiție. În ceea ce privește Antena 3, sau hai ca să vorbesc în nume personal, că deci în ceea ce mă privește pe mine, lucrurile nici pe departe nu se termină aici. Lucrurile, dintr-un anumit punct de vedere, de-abia încep. O să fiu prezent în emisiunea Danei Grecu de la ora 6:30 și vom vorbi mai în detaliu atunci. Așteptăm însă și ceea ce vei putea să ne spui de acolo, de la Inspectoratul Județean de Poliție. Deocamdată sunt filmat în acest moment de toată armata de evident propagandiști insolvenți, a căror sursă de finanțare este în continuare obscură, nedeclarată public, dar destul de evidentă. Acești oameni nu au niciun fel de problemă. Cineva vine în fiecare lună, le vâră bani în cont sau direct în buzunar. Ei se auto-intitulează cu multă agresivitate ca fiind jurnaliști, când de fapt este vorba despre o armată de propagandiști care nu își produc banii pe care îi câștigă. Noi ne producem banii pe care îi câștigăm. Ca atare, lucrurile, în ceea ce ne privește pe noi, nu se termină aici. Există un proverb foarte înțelept, care, mă rog, mi-a fost moto o suficient de lungă perioadă din această viață. Cu samuraii lupți ca samuraii, cu tâlharii lupți ca tâlharii. Aici nu e vorba despre samurai. E vorba, pur și simplu, despre niște tâlhari. Iar cu acești tâlhari trebuie luptat cu armele lor și pe terenul lor. Eu asta intenționez să fac. Da, poți să transmiți și un mesaj prietenilor tăi de la B1, pentru că ești în direct, înțeleg, pe acel post. Ca urmare, poți să-i saluți chiar eu direct. Eu sunt un timp consecvent, adică singurul pe care îl pot spune este că în continuare mi-este foarte scârbă de ei. Lucru pe care l-am mai spus și pe holurile Palatului de Justiție de la Curtea de Apel București. Da. Vorbeam, Mircea, despre propaganda. Propaganda cu pricina jubilează, însă avem și multe mesaje de la spectatori. Cuvintele tale, Mihai, nu au rămas fără ecou. Le-aș citi după ce stăm de vorbă din nou cu colega noastră, Sabina Iosub, care are și un invitat, înțeleg. Bun găsit, vă spun din nou, alături de mine este avocatul Sorin Stan, avocatul doctorului Menșinikovski. Bun găsit, vă spun. Există o condamnare de 8 ani cu executare în cazul domnului Menșinikovski, majorat așadar față de prima instanță. De unde vine această majorare? Nu pot să vă spun acum de unde vine această majorare, pot să vă spun însă că până în ultima clipă am sperat în pronunțarea unei decizii favorabile, în sensul admiterii apelului pe care l-am făcut, motivat de faptul că în cauză nu există faptă penală, și ne-am motivat aceste concluzii pe faptul că atât din dosarul de urmărire penală, cât și cu ocazia cercetării judecătorești la soluționarea fondului și în apel, nu s-a demonstrat săvârșirea faptei pentru care inculpatul Menșinikovski a fost trimis în judecată și acum condamnat definitiv. Și totuși vorbim despre 8 ani de închisoare și înțelegem că iau și casa. Ce altceva îi mai iau? Nu mai are altceva ce să ia. După 40 de ani și mai bine de activitate pusă în slujba cercetării românești și implicit a României, domnul profesor Menșinikovski a reușit să agonisească o casă modestă, parter mansardat, alte bunuri neavând. Acesta este beneficiul, cu ghilimele de rigoare, pe care l-a avut ca urmare a complicității cu Dan Voiculescu și cu ceilalți. Unde vor sta cei din familie? Există o variantă sau în acest moment există posibilitatea să fie scoși în stradă?
Din câte știu eu, până în acest moment nu există nicio variantă. Era una din problemele care îl frământa foarte tare pe domnul profesor. Spunea că, dată fiind conjunctura în care s-a desfășurat acest proces, deși se simte total nevinovat, s-a resemnat cu gândul la pedeapsa pe care o s-o primească, nemeritat, dar cele mai mari frământări le avea într-adevăr în legătură cu familia, cu faptul că există posibilitatea certă de a fi efectiv, cum a spus și dumneavoastră, scoasă în stradă. Veți merge mai departe cu plângeri la CEDO sau alte acțiuni posibile? Ca să parafrazez o melodie a grupului Queen, războiul trebuie să continue la CEDO, la alte instanțe internaționale și, de ce nu, dacă vom avea motive date de codul de procedură penală și la căi extraordinare de atac în țară. Mă gândesc eventual la o contestație în anulare și poate chiar la o revizuire. Vă mulțumesc foarte mult, domnule avocat. Așadar, ați văzut felul în care și familia doctorului Menșinikovski ar avea de suferit. E foarte posibil în acest moment, așadar, să nu aibă unde să locuiască. Apropo de felul în care a fost aplicată această sentință. Da, mulțumim, Sabina, pentru informațiile acestea. Într-adevăr, o situație cutremurătoare cea a familiei profesorului Menșinikovski și ea dă dovada, cum spuneam, ticăloșiei cu care a fost construită toată această operațiune și a deznodământului spre care a fost dusă. Mesaje, multe, foarte multe mesaje, bănuiesc că fiecare dintre noi, cei care lucrăm la Antena 3 în clipa de față, primim și mesaje personale și pe adresele redacției. Sunt oameni care spun că românii nu mai pot fi un popor de lași. Ne spune cineva că a ieșit în stradă în decembrie 1989, a fost la televiziunea publică pentru a apăra televiziunea, cea care atunci spunea adevărul oamenilor în acele zile. De asemenea, altcineva ne amintește că au fost câțiva, nu mulți, dar care au stat zi de zi în stradă pentru polițistul Berbecean, cel care a avut curajul să se ia de piept cu sistemul și să nu accepte ceea ce sistemul îi propunea, complicitate și ticăloșie. Și stând în stradă, oamenii au reușit să-i obțină dreptatea lui Berbeceanu până la un moment dat. De aici încolo, sigur că tot justiția e cea care trebuie să lucreze. Sunt tot felul de mesaje de acest... Sunt mesaje de la oameni care ne oferă, iată, un domn, Sorin S., ne spune, vă pot oferi 200 de metri pătrați pe Bulevardul Ficusului. Vă mulțumesc. Tot dumnealui ne mulțumește. Un alt domn, Constantin Badea, ne spune că este alături de noi în lupta împotriva lui Băsescu, îl citez aici, și a nenorociților din țara asta. Dacă vă pot ajuta cu ceva, vă rog să mă anunțați. Vă pun la dispoziție apartamentul. Iată exact ce spuneai. Apartamentul în care locuiesc pentru emisie sau pentru orice aveți nevoie. Sunt oameni care ne spun că este revoltător ce se întâmplă în țara asta în acest moment. Ne scrie cineva, trăim o teroare cum țara asta nu a mai văzut de la instaurarea comunismului și până acum. Asta ne scrie un domn care se numește Paul. Trebuie să facem ceva și numai prin faptul că dumneavoastră veți exista și după această zi se poate face ceva. Înțeleg că prin existența noastră după ziua de astăzi se pot face lucruri. Și ne cere acest domn să trimitem mesajul ca oamenii să iasă să protesteze față de această așa zisă justiție. Dacă îmi veți permite, în scurtă vreme am să mă retrag pentru că sunt destul de convins de faptul că sunt mult mai util în a organiza lucruri decât în a vorbi. Am urmărit cu foarte multă atenție ediția specială așa cum s-a transmis și cu toate că a fost o zi foarte grea și o decizie care ne privește direct și indirect, am constatat același profesionalism ca de fiecare dată. Am primit de la momentul în care am citit mesajul și v-am spus gândurile mele foarte multe mesaje pentru care vă mulțumesc. Mesaje de la persoane, oarecum, să zic, mă așteptam să le primești, de la persoane la care nu mă așteptam și vreau să le mulțumesc tuturor. Sunt deja persoane care m-au scris pe Facebook sau pe telefon, nu știu de unde l-au făcut rost, au făcut rost numărul, s-au oferit să ne sprijine în fel și chip. Vreau să vă spun un lucru foarte important înainte de a părăsi pentru moment studio Antena 3. Sunt sigur că astăzi ne vom mai revedea. Noi, cei de aici, cei pe care v-ați bazat în toți acești ani de zile, nu vom ceda. Vom face tot ceea ce putem mai bine pentru a putea să vă transmită.
Vom încerca să spunem adevărul, așa cum am făcut-o în toți acești ani, documentându-ne cât mai bine cu putință, încercând să oferim acele lucruri pe care nu vi le oferă nimeni. Dacă așa au înțeles să pună sechestru, să încerce să confiște sediul nostru, din punctul nostru de vedere, nu vom ceda și vom găsi soluții. Vom căuta și vom găsi soluții. Avem însă nevoie. De data aceasta, de dumneavoastră, avem nevoie să ne transmiteți gândurile dumneavoastră și avem nevoie să fim împreună. E cu adevărat un moment greu pentru noi. Vom găsi soluții, vom găsi resorturi și sunt convins de faptul că nu vom fi înfrânți. Nu vreau să accept sub nicio formă, nicio clipă, varianta de a fi înfrânți. Dar de lucrul acesta, de data aceasta, avem nevoie și de dumneavoastră. Există multe spații, există multe locuri din care se va putea emite. Și noi le vom găsi împreună cu dumneavoastră. Este imposibil ca în fața unei terori de felul acesta să rămânem paralizați. N-am fost niciodată paralizați și nu vom fi nici acum în ciuda acestor măsuri represive. Ne vom revedea astăzi și vă vom spune care sunt gândurile noastre, care sunt planurile noastre și mai ales veți vedea care este determinarea noastră. Suntem determinați, Antena 3 este aici și chiar dacă se schimbă locul, Antena 3 rămâne aici în sufletele dumneavoastră și cred că are reper de adevăr, de luptă. A fost un slogan în niște ani de zile, în anii foarte grei. Credeam că aceia sunt anii cei mai grei. Rezistăm, existăm pentru că rezistăm. Rezistăm în continuare, să rezistăm împreună de data asta și vom exista. Antena 3 e aici, adică acolo unde sunteți dumneavoastră. Mulțumesc, Mircea, cred că așteaptă deja la capul. Ne vom revedea, da, ne vom revedea astăzi. Acum Mircea este în direct cu noi de acolo, de la IPJ Ilfov. Ne auzim și ne și vedem de data asta, Mircea. Da, sunt aici la IPJ Ilfov, în spate propagandiștii lui Băsescu. Practic, n-au avut altă treabă decât să mă filmeze pe mine, sperând că astfel le mai ridic audiența de la zero. O mare greșeală a făcut astăzi, mare, mare de tot, de tactică, pentru că altfel greșelile de natură juridică sunt numeroase. Dar o eroare mare de tactică a făcut astăzi plutonul de execuție, a legat direct acest proces de Antena 3. Exact. Antena 3 n-are nicio legătură cu niciun ICA, cu nicio privatizare, cu niciun teren, cu nicio clădire din dosarul cu pricina. Faptul că plutonul de execuție a ales să confiște sediul Antenei 3 leagă acest dosar pentru ultimul sceptic, mă rog, care mai fi rămas în România în legătură cu acest dosar, leagă, deci, dosarul de Antena 3. După părerea mea, o mare, mare greșeală de tactică, întrucât cu acest prilej, posibil, nu știu, oamenii care mai aveau îndoieli, care încă mai aveau întrebări, care încă mai erau nedumeriți, care încă mai erau tentați să creadă că poate ăsta e un proces pe bune, că poate dosarul ăsta chiar are ceva la bază, nu doar un abuz sau dorința accelerată de a face rău a lui Băsescu. Acum cred că sunt edificați. Ce legătură are sediul din șoseaua București-Ploiești cu ICA? Absolut niciuna. Absolut niciuna. De natură juridică. Altfel, după părerea mea, tot acest dosar este în legătură cu Antena 3. Eu cumva am și un sentiment de vinovăție, v-am spus. Dacă m-aș întoarce în timp, dacă aș putea să mă întorc în timp, nu știu dacă m-aș mai apuca-o pe această cale. Pentru că văd că foarte mulți oameni li se întâmplă lucruri rele și cumva mă simt, sigur, evident, fără niciun fel de intenție și cu toată buna credință, mă simt cumva parte din aceste lucruri oribile care li se întâmplă. În mod evident, iată și cea mai elocventă dovadă, se confiscă sediul Antenei 3, în mod evident tot acest dosar este un dosar care are legătură cu Antena 3. Îmi pare foarte rău pentru oamenii care, iată, vor executa ani de închisoare, sau, mă rog, măcar câteva zile până când căile de atac își vor produce efectul, căile de atac în justiție își vor produce efectul, n-am niciun fel de îndoială, dar
chiar și pentru câteva zile sau săptămâni, niște oameni vor sta în închisoare pentru că Antena 3 a refuzat să se alinieze. Pentru că Antena 3 n-a avut nevoie de bani la pungă, n-a avut nevoie de contracte directe sau indirecte cu statul, pentru că Antena 3, la audiența uriașă pe care o are, își permite să subziste din piața de publicitate. Ca atare este independentă și s-a manifestat ca atare. Independența însă este plătită scump în România. România, care este țara Uniunii Europene și membră NATO și în parteneriat strategic cu Statele Unite. Repet, sunt absolut convins că toate căile de atac din justiție care vor fi accesate, își vor produce efectul. Această hotărâre de astăzi nu are cum să stea în picioare, pentru că este o hotărâre dementă, care este bazată pe absolut nimic de natură juridică. Și atunci, sigur că lucrurile vor fi îndreptate, dar multe cicatrici vor fi și vor rămâne permanente, ca o mărturie că sunt prețul libertății de expresie în România. Da, o să mergem acolo la Inspectoratul Județean de Poliție, unde probabil se vor prezenta cei care vor trebui să se supună de îndată, așa cum spun procedurile acestei sentințe pronunțate astăzi. O să mergem din nou la tine și la colegii noștri pentru a vedea ce se întâmplă. Vom merge imediat și la Sandra Stoicescu. Înainte de asta însă, Răzvan, am primit foarte multe mesaje și pe contul meu privat și pe adresa de mail a redacției. Mesaje de la oameni care sunt, nu știu, revoltați, cred că e un cuvânt infinit de mic. Da, păi știi că până acum toată lumea putea să zică, sau o parte dintre cei care nu urmăreau cu atenție evenimentele din România, domnule, ăștia exagerează când zic că ținte Antena 3. România e libertatea presei. Păi uite că avem și dovada materială. Dovada materială că țintă a fost întotdeauna Antena 3. Pare modelul moscovit aici. Da, deci știi cum e? Ataci mogulul și închizi și instituția de presă. Exact, este un modelul Rusiei lui Putin, nu numai în ceea ce privește tehnica asta, dar e practic modelul Rusiei lui Putin în tot ce a însemnat, așa zisa, reformă Băsescu, timp de 10 ani. El asta a creat, un model de mână forte, pe hârtie instituții absolut onorabile, legi absolut onorabile, dar ce te faci că a creat o pânză de oameni care scurcircuitează toate instituțiile astea, care știu să se mută de colo-colo, știu pe unde să apese pe buton, la un moment dat chiar vrea să fie premier, nu din președinte premier, deci totul se repetă. El zice totdeauna îi atacă pe ruși, dar fiică sa ia bani de la Gazprom, adică modelele astea sunt foarte... Știu că trebuie să mergi să te pregătești pentru subiectiv, te schimbă într-un fel în ceea ce ai de făcut sentința de astăzi. Să fim serioși. Poate mă irită într-atât încât să lăsăm și mănușile deoparte. Adică totuși am fost precaut și am folosit un limbaj adecvat. N-am folosit acele informații pe care le-am avut off the record din zonele sistemului ăsta și nu numai, pentru că am fost corect din punct de vedere jurnalistic. Dar poate că e timpul să scoatem și o carte însoțită de un disc multimedia cu niște mărturii, să facem anumite lucruri de tipul ăsta pe care le tot intenționez să le fac, dar n-am avut nici timp să mă plec asupra lor. Să înțelegem că după subiectiv urmează ofensiv cu Răzvan Dumitrescu. Mulțumesc pentru prezența la această ediție specială. Mergem la Alexandra Stoicescu, colega noastră care s-a aflat pe parcursul acestei zile la sediul Grifco. Sandra este la telefon în acest moment. Sandra, te mai afli acolo pe acel teren confiscat? Că noi ne aflăm pe un teren confiscat, de exemplu. Da, exact. Și lucrez și voi veni în câteva minute în sediul Antena 3 pe care vor să-l confiște. Pentru că vorbea Răzvan Dumitrescu mai devreme despre ceea ce înseamnă Rusia lui Putin. Sigur că ne amintim de Hodorkovski și de cei 10 ani petrecuți în lagăr de Hodorkovski pentru că i s-a opus lui Vladimir Putin. A făcut această unealtă, n-am să mai numesc complet de judecată, ci unealtă a lui Traian Băsescu, a făcut exact ceea ce spuneam și anume s-a transformat într-un pluton de execuție. Pentru cei cărora le place istoria de Adrian Ursu, îi place tare mult, sigur că ne amintim momentul acelei execuții în care, după ce plutonul trage în plin, mai vine cineva și trage câte un glonț în cap. Să ne închidă gura, asta au încercat, nu vor reuși, fără îndoială, dar au făcut-o la vedere.
așa cum Traian Băsescu și toate furtișagurile și toate nenorocirile pe care le-a făcut, le-a făcut la vedere, crezând că nimeni nu îi se poate opune. Și timp de 10 ani a avut protecție. Așa și-a luat casa din Mihăileanu pe 19.000 de dolari, o casă de 370 de metri pătrați, 19.000 de dolari, și așa a făcut toate lucrurile în ultimii 25 de ani și mai ales în timpul celor 10 ani de mandat. Miza, în mod evident, este Dan Voiculescu. Au fost sacrificați oameni, vorbeați despre profesorul Mencinicopski. Ieri l-am avut în direct în emisiune la 100 de minute și profesorul Mencinicopski îmi spunea să nu fiți triști dacă o să mă duc la închisoare. Știind însă și povestindu-ne faptul că familia lui nu o să mai aibă unde să locuiască, exact, și că el nu are nimic să-și reproșeze, lucruri pe care i l-a spus și în instanță. Și că a fost hăituit în momentul în care procurorii îl întrebau când ai început relația cu Dan Voiculescu, când te-ai înscris în partid. Poveștile acelor oameni sunt absolut cutremurătoare și pe orice om de bună credință îl ar fi trebuit în mod normal să-l facă să se gândească la varianta în care nu poți distruge niște oameni ca să pleci tu liniștit la un post călduț pe multe mii de euro deja aranjat în septembrie 2014. Apropo de ce spuneai mai devreme, Sandra, sigur, mie îmi place istoria, dar ca filolog îmi plac și cuvintele. Sigur. Și mi-au cam aminte de campania Antena 3. Îți amintești spoturile acelea extraordinar realizate, România 10 ani cu executare? Da. Așa suna spotul, România 10 ani cu executare. Era vorba despre cei 10 ani pierduți de România, condamnată să-l aibă președinte ticălos pe Băsescu Traian. Așa și atunci este. Cineva a zis 10 ani cu executare, ziceți de mine, ei bine, 10 ani cu executare o să vă dau și vouă. Și fix 10 ani cu executare, după dictare, pronunță completul de judecată astăzi. 10 ani cu executare. Noi spuneam în scrisoarea pe care i-am adresat-o lui domn profesor acum câteva zile, Adi Ursu, că este și susținem în continuare că este și povestea noastră. Și încă o dată vine această confirmare cu sechestrul pe sediul Antena 3, ei sperând să ne închidă gura, dar venind până la niște lucruri inimaginabile, când tu nu ai dovezi, când tu ai atâtea voci care îți spun că totul a fost fabricat, voci din sistem care vin și dezvăluie obsesia pe care au avut-o să-l pedepsească pe Dan Voiculescu pentru anii în care i s-au pus fățiși lui Traian Băsescu, încheie astăzi un proces politic fără să clipească. 10 ani cu executare, exact cum spuneai și tu, pentru Dan Voiculescu, nu trebuie să uităm și pe ceilalți, au fost date pedepse cu închisoare, e adevărat, cu suspendare pentru câțiva dintre cei care erau inculpați în acest dosar, dar ceea ce s-a întâmplat cu adevărat este, spuneam că e un test de maturitate pentru justiția din România. Este momentul de cotitură în care înțelegem că, sper, nu este prea târziu să se mai facă curățenie în sistem. Nu poți să dai ani grei de închisoare în momentul în care tu ai dubii în privința procesului, în privința desfășurării lui, în privința felului în care a fost evaluat prejudiciu, în condițiile în care Ministerul Agriculturii s-a supus orbește la ceea ce i-a cerut DNA și nu și-a făcut propria evaluare a prejudiciului. Orice om de bună credință din țara asta care spune am cumpărat legal un apartament sau un bun în 2003 și tu ai venit în 2008 să spui azi în 2008 valorează de atâtea ori mai mult, trebuie să ne dai banii înapoi, știe că ar fi o ilegalitate și o aberație, dar cui să-i mai pese când Traian Băsescu și-a tras sub degetele lui toate instituțiile din justiție, numind pe față și recunoscând acest lucru, numind oamenii care le conduc și la înalta curte și tot ceea ce înseamnă șefi din parchete și o spune public, o recunoaște. Astea sunt pârghiile prin care se conduce justiția. Astea sunt modalitățile prin care cineva și-a servește justiția și se plânge de teamă că cineva ar putea să-i le ia și să facă altceva cu ele. Este evident ce se întâmplă și eu primesc foarte multe mesaje, foarte multe mesaje de susținere, în primul rând, de oameni care spun ce trebuie să facem,
unde putem să ne manifestăm furia pentru faptul că Antena 3 acum se dorește a fi închisă. Pentru că acest sechestru și confiscarea sediului televiziunii nu înseamnă nimic altceva decât dorința publică de a închide Antena 3, care nu se va închide și nu numai că nu se va închide, ci noi rămânem o echipă și spunem în continuare toate lucrurile în care credem. Și eu primesc, Sandra, ca și tine și probabil ca fiecare dintre colegii noștri, foarte multe mesaje. Vreau să le mulțumesc tuturor prietenilor, rudelor, cunoscuților și necunoscuților care îmi scriu mie, ne scriu nouă în aceste minute, care ne oferă să ne găzduiască la Pașcani sau la Constanța sau oriunde în București, oriunde este nevoie, se oferă să ne pună la dispoziție sprijin și foarte mulți, foarte mulți dintre ei ne spun că ar fi o dovadă de lașitate din partea fiecărui român dacă ar lăsa acest abuz să treacă cu vederea așa cum au trecut multe. Multe alte abuzuri până acum. Orice naș își are nașul, ne-a scris cineva, iar nașul Băsescu pare să și-l fi găsit în voi. Voi veți fi nașul lui Traian Băsescu, să sperăm că va avea dreptate în această privință și să sperăm că va avea dreptate în a ne acorda acest sprijin și în a primi acest sprijin din partea foarte, foarte, foarte multor oameni, cum spuneai și tu, sunt prieteni de-ai noștri, sunt oameni cu care nu ne cunoaștem, cu care am interacționat exact odată sau poate niciodată într-un mediu de socializare. Vreau să luăm și o opinie juridică foarte, foarte bine întemeiată după ceea ce noi am comentat din punct de vedere al scopului clar urmărit de cei care au pus la cale acest dosar. Profesorul Lucian Bolca și în legătură directă cu noi acum. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! S-a pus sechestru pe acele terenuri ICA. S-a pus confiscate, mai exact. Au fost confiscate, corect. Sechestru sau confiscată clădirea în care funcționează redacția Antena 3 și Antena 1. Conturile familiei blocate, sume de bani confiscate și așa mai departe. O întrebare absolut legitimă, pusă și de colegii mei ceva mai devreme. Dacă acele terenuri valorau 60 de milioane de euro, dolari, pentru ce se confiscă atât de multe proprietăți dacă prejudiciul presupus se putea recupera prin confiscarea exclusivă a acelor terenuri? Ar trebui să încep cu un singur lucru, care mie mi se pare esențial în aceste momente, pe care le consider dramatice din multe puncte de vedere. Sunt alături de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru asta. Oricare dintre ei, până la ultimul mașinist, până la fata care îmi face cafea atunci când sunt în emisiune, îi consider prietenii mei și sunt alături de ei. Să știți că această metodă de închidere a unui post de televiziune, de înlăturare a unui organ de presă, nu este nouă. În anul 1998 încă, Valeriu Stoica, atunci ministru al justiției, scria în revista 22, o păstrez și acum, ca exemplu de mod de gândire, Constituția nu ne îngăduie să suprimăm o publicație, dar o putem suprima noi, sufocând-o economic. Teza lui Valeriu Stoica, actualmente vicepreședinte PDL, este pusă în aplicare în ceea ce privește Antena 3. Desigur, există multe mijloace juridice de a combate o asemenea situație. Nu este cazul să le dezvolt acum, pentru că trebuie să recunosc, sunt profund tulburat. Pe 15 august de Sfânta Marie împlinesc 50 de ani de activitate juridică. Mulțumesc! Iar ceea ce se întâmplă acum, nu am mai putut întâlni niciodată în aceste 50 de ani. Pe profesorul Voiculescu nu l-am cunoscut îndeaproape. Am fost colegi într-o activitate politică unde de multe ori ne-am contrazis, de multe ori ne-am sprijinit niște limite civilizate. Aparținea unei alte lumi, a oamenilor care munceau în domeniul pe care și l-a ales.
dar în același timp l-am cunoscut ca un om ferm în ceea ce privește ideile pe care le-a susținut. Nu cred că o asemenea coțcărie ce îi se pune în sarcină poate să fie reală. Există profunde găuri negre în acest dosar, care odată scoase la lumină și dumneavoastră în emisiunile din ultimele zile ați scos la lumină niște probleme juridice esențiale în ceea ce privește aflarea adevărului, cred că vor fi scoase la o lumină odată și odată. Este foarte greu când acum îmi sunt tulburate, este tulburat întregul sistem axiologic, este tulburat întregul sistem de valori în care am crezut, cred și pentru care m-am luptat și mă voi lupta alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dar va trebui, fără niciun fel de discuție, ca toate aceste lucruri să fie limpezite. A fost privatizată ICA. Este adevărat, s-a făcut un dosar monumental în legătură cu această situație. Dar s-a întrebat cineva că această ICA, ce este la ora actuală singurul institut de cercetare românesc, cu capital românesc, care are o anume greutate și pondere și pe piața mondială, de ce trebuie să fie distrus? S-a întrebat cineva la privatizarea UMGB-ului, care după expresia unui prim-ministru care și-a exprimat probabil o dorință atunci, a devenit un morman de fiare vechi? Cine a întrebat cum s-a făcut privatizarea Casei de Cultură cu un leu la ora respectivă? Așa e, sunt foarte multe întrebări, domnule profesor, care deocamdată nu au răspuns, dar mă sigur vor căpăta răspuns pe parcurs. Vă mulțumim mult pentru gânduri, pentru sprijin și mai ales pentru opiniile noastre extrem de pertinente și argumentațiile juridice pe care le aduceți de fiecare dată. Vă mulțumim foarte mult. Nu mă pot împiedica să constat că există oameni atât de înguști la suflet și la minte, încât jubilează în acest moment, fără să se gândească vreo secundă că o nedreptate de natura celei care s-a întâmplat astăzi li se poate întâmpla lor mâine, azi, cine știe. Există un comunicat venit din partea Cameliei Voiculescu legat de ceea ce s-a întâmplat astăzi, care sfidează nu doar practicile justiției într-o țară democratică, situația aceasta, o țară democratică, partea Uniunii Europene, ci chiar principiile statului de drept, atât de invocat tocmai de către cei care ne socotesc legea. Astăzi, printr-o încălcare flagrantă a drepturilor la un proces corect, tatăl meu, spune Camelia Voiculescu, plătește pentru ca presa să nu fie monocoloră în România. Pentru curaj. Combaterea constantă a unui regim care a confiscat voturile a 7,4 milioane de români, regim care a umilit și nedreptățit o mulțime de oameni, nu poate fi însă oprită prin acest abuz samavolnic. Jurnaliștii acestui grup, pe care tatăl meu l-a fondat acum mai bine de 20 de ani și care a devenit cea mai puternică platformă de media din România, vor continua să rostească adevăruri despre un sistem care vrea să confiște demnitatea. Puterea acestui grup a fost construită cu girul de încredere al publicului, al dumneavoastră, care ne-a onorat și ne-a confirmat misiunea noastră jurnalistică. Milioane de oameni au putut urmări prin anchetele jurnalistice ale Antenei 3 cum legea este încălcată chiar de oamenii legii, cum libertatea este vândută devenind martori ai creării unui sistem închis care calcă în picioare drepturi și libertăți elementare. Vă încredințez că tatăl meu nu a comis nicio faptă reprobabilă. A luptat cu demnitate, curaj și onoare împotriva unui regim care amintește din ce în ce mai tare de vremuri considerate trecute. Sunt foarte mândră de el, încheie Camelia Voiculescu. Și noi suntem mândri că putem lucra în acest post de televiziune, că putem lucra în trustul pe care l-a fondat Dan Voiculescu și că putem să ne respectăm principiile și că alături de dumneavoastră reprezentăm o forță de care ați văzut se ține cont, de care ați văzut că nimeni, de fapt, nu poate să spună că nu-i pasă. Și veți vedea de aici încolo că vom face ceea ce știm mai bine să facem. Vă așteptăm însă alături de noi în zilele, în lunile care urmează. Luăm deocamdată o foarte scurtă pauză, doar pentru publicitate, nu pentru altceva. Mulțumesc!